Bună ziua, prieteni! Alo? Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumim frumos tuturor celor care v-ați conectat în această sesiune pe Zoom și vă mulțumim frumos celor care ne ascultați live. Vă invităm pe cei care încă nu au reușit să se conecteze pe Zoom să facă acest lucru și în câteva secunde o să începem această discuție. Ne bucurăm foarte mult să vă avem alături de noi astăzi. În speranța că cei mai mulți au reușit să se conecteze, începem această discuție la sfat cu diaspora și încă o dată vă mulțumim foarte mult că v-ați conectat. Le mulțumim celor care s-au conectat în această sesiune, așa încât să putem să vă auzim și noi pe dumneavoastră, nu doar dumneavoastră pe noi, dar le mulțumim și celor care urmăresc această discuție live, așa cum facem de obicei duminica. În general, în luna august, noi obișnuiam să facem o întâlnire față în față cu reprezentanții diasporei, pentru că de obicei mai multă lume din diasporă revenea acasă în luna august ca să-și vadă familia, ca să-și vadă revadă oamenii dragi, ca să-și rezolve anumite probleme și era o ocazie pentru noi să putem să discutăm. Din păcate, acest an este mai special, nu în sensul bun al acestui cuvânt, și nu am avut ocazia să putem să discutăm ca de obicei. Nu am putut să discutăm și la alte sărbători, când obișnuiam să ne revedem și să discutăm. Ultima noastră discuție a fost la Crăciun. Unii dintre dumneavoastră văd că s-au conectat și astăzi și mă bucur să vă revăd, dar de atunci, practic, n-am prea avut discuții tete-a-tete, poate doar în timpul vizitelor mele și a Nataliei, pentru că sunt aici cu Natalia Gavriliță, pe care sunt sigură că ați recunoscut-o, la Londra. Deci noi, ultima noastră întâlnire în diaspora a avut loc la Londra, la începutul lunii martie și la scurt timp după ce am revenit, ne-am pomenit cu această năpastă. COVID-ul. Am reușit să facem o discuție, dacă vă amintiți, în primăvară, ca să discutăm despre problemele majore ale concetățenilor noștri din diasporă, probleme cauzate de criza sanitară, de COVID-19. Dar astăzi, oricum am zis, să încercăm să discutăm, nu doar să luăm întrebări și să răspundem, să luăm întrebări în scris și să răspundem, dar chiar să vă oferim unora dintre dumneavoastră posibilitatea să interveniți și să ne vorbiți. Așa cum spuneam, din păcate acest an este altfel decât alți ani și cu toții trecem printr-o perioadă dificilă. Dumneavoastră, cei de acolo, treceți printr-o perioadă și mai grea, pentru că sunteți departe de familii, de membrii ai familiei dumneavoastră, pentru că nu ați putut să veniți, mulți dintre dumneavoastră nu ați putut să reveniți în vacanță, așa cum făceați în fiecare an, să vă vedeți părinții, să vă vedeți bunei. Nu ați reușit să veniți să vă rezolvați anumite probleme. Și, evident, foarte multe probleme cu care ne confruntăm și acasă și în diasporă, legate de criza economică, legate de pierderea locurilor de muncă. Știm că această criză are efecte nefaste și pentru cei pe care i-ați lăsat aici acasă, pentru că tare mulți oameni din Republica Moldova depind de ajutorul, de banii pe care îi transferați dumneavoastră și acum, din cauza crizei economice, lucrurile s-au complicat pentru toți. Nu mai e sau e foarte greu să mai transmiți colete acasă. Deci sunt multe probleme cu care ne confruntăm. În această perioadă de pandemie, noi am încercat să ajutăm cum putem, inclusiv concetățenii noștri din diasporă și, evident, am încercat să facem ce putem pentru oamenii în condiții vulnerabile de aici, de acasă. Vă mulțumim frumos încă o dată tuturor celor care ați contribuit la fondul de ajutorare a cetățenilor.
O să vă rugăm pe cei care nu vorbiți să deconectați microfoanele, pentru că se aude și e mai greu să ne înțelegem. Dar, așa cum ziceam, noi am încercat să facem niște lucruri și astăzi este o ocazie pentru noi să vorbim despre aceste lucruri, dar mai ales este o ocazie să vă auzim pe dumneavoastră, să ne spuneți dumneavoastră care sunt așteptările și care sunt lucrurile cele mai importante. Colega noastră, Galina Sajin, care nu este în oficiu pentru că este în altă parte, nu este în Chișinău astăzi, este conectată și ea și o să rog în câteva minute să ne vorbească puțin despre lucrurile pe care le-a făcut PAS în această perioadă. Eu vreau să spun că Galina Sajin, deputata aleasă pe circumscripția europeană din partea diasporei, a făcut un lucru enorm din punctul nostru de vedere, din punctul meu de vedere, pentru că eu știu că a fost contactată de sute de cetățeni, concetățeni de ai noștri din diferite țări și a încercat să-i ajute pe fiecare în parte. Știu că a bătut la ușa Ministerului de Externe și la ușile altor instituții de stat, care nu neapărat sunt foarte cooperante, dar a bătut la ușa lor până a reușit să rezolve anumite probleme. Pe altele, evident, nu am reușit neapărat să obținem înțelegere, dar am încercat să facem ce am putut face și o să rog un pic mai târziu să ne vorbească despre aceste lucruri. Între timp, din discuțiile pe care le avem cu dumneavoastră, pentru că noi am continuat să discutăm în diferite grupuri, prin diferite metode, știm că cel mai mult dumneavoastră vreți să știți că cei dragi rămași acasă sunt în siguranță și astăzi e foarte greu să credem că ei sunt în siguranță. Și doi, dumneavoastră cu toții vreți să știți că într-o zi, când veți dori să faceți acest lucru, să puteți să reveniți acasă. Și noi, în special, luptăm, muncim pentru aceste obiective. Deci, în primul rând, să facem ordine acasă, să alungăm hoții de la guvernare și să începem procesul de construcție a unui stat care cu adevărat să aibă grijă de cetățenii săi, de toți cetățenii săi și, în special, de oamenii care muncesc cinstit și care merită să fie protejați de stat, merită să aibă perspective, să se dezvolte aici acasă, să-și facă familie aici acasă și să rămână, să fie lângă familiile lor. O să o rog pe deputata Galina Sajin acum să vorbească puțin despre lucrurile care s-au întâmplat la PAS. Și după aia o să o rog pe Natalia Gavriliță să vorbească despre lucrurile pe care noi vrem să le facem de acum încolo. Și imediat după asta o să începem sesiunea de întrebări și răspunsuri, iar dumneavoastră între timp vă rugăm să pregătiți întrebările și o să anunțăm regulile ca să putem să oferim cât mai mult timp la cât mai mulți oameni să reușim să vă auzim și să răspundem la întrebări. Galina, vă rog frumos! Bună seara tuturor! Deschiderea noastră pentru comunicare cu cei ce au plecat de acasă cred că este bine cunoscută și ne bucurăm și de această ocazie, chiar dacă nu pe viu, ne bucurăm să ne revedem și în acest format. Sperăm că tradiția asta să dureze încă mulți, mulți ani și să ne revedem în orice format posibil. Știu că ne urmăriți și ne apreciați ceea ce facem noi, dar în majoritatea discuțiilor cu oamenilor aud mereu sugestii că toți cei din diasporă doresc o schimbare acasă și asta ar fi un bine și pentru ei. Totuși, în diferite țări ne confruntăm cu probleme specifice, chiar dacă acolo avem alte condiții decât acasă. Și în acest sens, noi ne-am străduit tot timpul să întreprindem acțiuni pentru a îmbunătăți șederea oamenilor noștri în diferite țări.
Pe platforma parlamentară, de exemplu, am venit cu inițiative ce ar stimula participarea, activitatea diasporei în viața socială și politică a țării noastre. Am venit cu mai multe inițiative, precum ar fi sporirea bugetului biroului relații cu diaspora, care este unicul organism guvernamental la moment, menit să facă această legătură între țară și cei plecați. Din păcate, la moment, acest birou în buget care constituie un leu pe an pentru fiecare cetățean plecat din țară. Și nu este mare posibilitate de a face, de a întreprinde diferite programe pentru cei plecați. Noi am solicitat la adoptarea bugetului, am solicitat ca acest buget să fie mărit pentru a spori, pentru a extinde programele deja existente și pentru a implementa programe noi, precum ar fi consultarea cetățenilor noștri, precum ar fi consultarea juridică, fiscală, dar chiar și psihologică, de exemplu. De asemenea, am venit cu propuneri despre micșorarea taxei de drumuri, pe care o cunoașteți toți cei care sunteți plecați, așa numită vinietă, care este de 3 ori mai mare la noi decât în România, de exemplu, unde drumurile sunt mult mai bune. Din păcate, văzând că nu avem voturile necesare în Parlament, aceste inițiative nu au fost votate, și deși sunt pentru binele tuturor cetățenilor. La moment avem pe rol alte inițiative pentru diaspora, precum ar fi iarăși un alt proiect de lege referitor la vinieta, care să absolvească cetățenii noștri care se întorc în perioada sărbătorilor pascale și sărbătorilor și vacanței din luna august, să-i scutească de plata acestei taxe. Sperăm, acest proiect este în trece faza comisiilor parlamentare la moment, sperăm să fie apreciat și votat, luptăm pentru asta, dar deocamdată întâlnim numeroase piedici aici. Un alt proiect de lege care ar stimula participarea oamenilor din diaspora la viața politică este inițiativa de a stimula partidele politice să introducă în listele pentru alegerile parlamentare oameni din diaspora. Sperăm să fie salutată această inițiativă, pentru că noi trebuie să aducem oamenii din diaspora la participarea activă în viața politică, socială și așa mai departe. Din păcate, s-a menționat mai sus, doamna Sandu a menționat că pandemia ne-a cam schimbat activitatea și planurile și noi în perioada aceasta a trebuit să avem o altă activitate. Numeroși oameni ne-au telefonat în perioada de criză pandemică, chiar solicitându-ne informații, căci deseori auzim plângerile că la consulate nu se răspunde la telefoane și ne apelau la noi pentru aceste lucruri. Am răspuns la toate mesajele care au venit în această perioadă și mai mult ca atât, foarte multă lume din diaspora s-a implicat în acest proces de lucru. Am propus numeroase inițiative guvernului în această perioadă. Le-am propus să deschidă o linie fierbinte care să fie activă. Le-am propus voluntari care să lucreze la această linie fierbinte.
Au fost numeroase propuneri din partea noastră, dar care, din păcate, mai puțin au fost acceptate de către guvernarea de acum. În această perioadă, știți cu toții, ne-am ciocnit de problema care ține mai mult și de lezarea drepturilor omului, cât privește plata poliției de asigurare la intrarea în țară. Numeroși oameni de-ai noștri se întorceau în țară și erau impuși să plătească polița de asigurare, deși legea clar spunea că această poliță trebuie plătită doar în cazul când persoana stă pe teritoriul țării mai mult de 183 de zile. În acest sens, PAS a depus chiar o plângere în instanță. După ce am depus această plângere, guvernul și-a retras această inițiativă care, din punctul nostru de vedere, nu era deloc corectă. Le-am propus ca alternativă să propună oamenilor care se întorc din cauza pandemiei acasă să pună o plată mai inferioară cele existente pentru o perioadă mai mică să fie achitată polița. Din păcate nu a fost salutată nici această inițiativă. În ultima perioadă, cred că toți ați văzut, după numeroase interpelări și cereri de a anula, de a flexibiliza cumva carantina de 14 zile, nu se lua nicio decizie la nivelul Comisiei de Stări Excepționale și am decis să lăsăm o petiție. Mulți dintre dumneavoastră ați semnat-o și, în sfârșit, guvernul a întreprins măsuri în acest sens. Tot o altă problemă care este mai veche, dar în perioada pandemiei s-a acutizat și s-a mărit exponențial, este problema nerambursării biletelor de către companiile noastre aeriene. Lumea în această perioadă s-a ciocnit de o problemă colosală când au cheltuit sute și mii de euro și nu le sunt restituiți banii pentru un serviciu care nu a fost acordat. Companiile, bazându-se sau motivând prin starea pandemică, este o acțiune totală ilegală din partea lor și greșită. Și noi am pornit și aici o inițiativă civică ca să consultăm oamenii la această temă, ca să-i direcționăm cum trebuie să procedeze în acest caz. Sperăm să avem sorți de izbândă în acest sens pentru oamenii care s-au adresat la noi. Și totodată știu că și în Marea Britanie lumea s-a mobilizat în acest sens și sperăm ca companiile noastre să-și aplece urechea și să respecte drepturile consumatorului, dreptul oamenilor de a-și redobândi propriile mijloace. Multe acțiuni, atât pe platformă parlamentară am întreprins, cât și pur și simplu din partea partidului PAS, dar toate aceste acțiuni nu ar fi fost posibile fără contribuția dumneavoastră, celor din diaspora. În perioada de activitate intensă, de criză, în lunile martie, aprilie, simți cu foarte mulți oameni buni. Îmi amintesc foarte bine cum Valentina de la Bologna a găzduit-o pe Tatiana de la Telenești, care se pomenise în perioada pandemiei cu un accident cerebral într-un spital din Bologna. La ieșirea din spital, Tatiana nu avea unde să meargă. Și din anunțuri de pe grupuri, Valentina a aflat de starea Tatianei și a găzduit-o.
Apoi, prin intermediul altor persoane, am reușit să aducem la cunoștința consulatului, am reușit să ne mobilizăm ca să o aducem pe Tatiana acasă. Alt caz, Cristian de la Nistoreni, de 19 ani, care se pomenise pentru prima dată în Italia și care a fost înșelat, din păcate, tot de un compatriot de-al nostru. Era alungat din casă, nu îi se dădea salariul muncit și Valentina de la Padova l-a găzduit, a apelat printr-un mesaj la mine, i-a cumpărat polița de asigurare pentru că era încă în faza când noi duceam discuțiile aprinse cu guvernul ca să anuleze această condiție. I-a cumpărat poliță de asigurare lui Cristian și a altor două persoane ca să poată ajunge acasă, ca să poată traversa hotarul. Apoi, prin intermediul consulatului, am reușit să-i aducem acasă. Îmi amintesc multe cazuri, în special din Italia, pentru că știți cu toții că aici suntem mai mulți moldoveni stabiliți. Dar și din celelalte țări foarte multe cazuri de blocaj la hotarele cu alte țări. Vreau să mulțumesc pe această cale lui Andrei din Veneția, Alionei din Cezena, Natalii de la Roma, Natalii de la Vittorio Veneto pentru ghidarea oamenilor. M-au ajutat foarte mult în ghidarea oamenilor, în informarea lor, pentru că de una singură nu aș fi reușit. Îi mulțumesc mult lui Andrei din Alicante, care era receptiv la orice problemă, chiar dacă problema venea din Marea Britanie. Îi mulțumesc Ricăi din Strasburg, care ducea de mâncare oamenilor din două autocare blocate la hotar cu Germania, blocate din cauza irresponsabilităților unor companii de transport. Risc, nu risc, cu siguranță, nu pomenesc aici de multe alte cazuri care mi-au răspuns și au fost gata să găzduiască oamenii noștri din care rămâneau pe drumuri în această perioadă. Perioada de criză este o zicală la italieni că nu orice rău vine pentru a dăuna. Într-adevăr, perioada de criză scoate la iveală oamenii buni și nu sunt puțini oamenii noștri buni. Pentru asta vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați fost receptivi, dar și pe alte căi sunt o mulțime de cazuri pe care le-am aflat după criză, prin oamenii s-au organizat singuri și au ajutat alte persoane în dificultate. Eu cred că noi împreună avem sorți de izbândă, pentru că, mai repet o dată, oameni buni sunt într-adevăr foarte mulți. Mulțumesc din suflet tuturor celor care au participat. Mulțumesc, Galina. Am descoperit tare multă solidaritate în această perioadă foarte dificilă și aici acasă și multă solidaritate în rândul concetățenilor noștri din diaspora. Asta este partea bună a acestei crize, care altfel are foarte multe părți negative sau proaste. Dar un lucru pe care aș fi vrut să-l adaug eu aici, dacă se poate, este că noi credem în capitalul uman extraordinar pe care îl reprezintă diaspora. Și oricât de mult puteți dumneavoastră să contribuiți de acolo, mult mai mult ați putea să contribuiți dacă ați reveni acasă și asta evident este unul dintre obiectivele sau dorințele noastre principale. Și aici vreau să vă amintesc că în guvernul pe care l-am condus eu au fost 3 miniștri veniți din diaspora care erau plecați din țară și pe care i-am sunat și au venit în 2 zile sau în 3 zile, deci au lăsat totul și au venit ca să pună umărul. Au fost, dacă nu greșesc, 6 secretari de stat,
care nu au venit în 3 zile, dar au venit în 3 săptămâni și asta a fost foarte important pentru noi. Au fost mulți oameni care au revenit acasă și au candidat la alegerile locale, la funcții de consilieri, la funcții de primari și unii dintre ei au devenit primari PAS și încearcă luptă să facă ordine în localitățile lor. Deci ăsta cred că tot este un moment foarte important pentru că noi credem în capitalul uman al diasporei și dumneavoastră puteți să faceți, să contribuiți enorm, dar pentru asta evident trebuie să creăm condițiile elementare ca să vreți să reveniți acasă și să puteți să reveniți acasă. Acum o să rog pe Natalia Gavriliță să continue puțin cu lucrurile pe care le vedem noi pentru viitor și după aceea să deschidem dezbaterea. Bună seara tuturor! Atâtea fețe cunoscute și dragi. Într-adevăr, această pandemie este o provocare pentru familiile noastre. Eu nu mi-am văzut fratele de 6 luni, mai mult de 6 luni, de fapt, și cu greu îmi închipui cum stăteam eu la Londra cu gândul la părinți, cu ambii copii plecați în această pandemie și pe undeva mă bucur că pot să fiu acum alături de ei, chiar dacă uneori trebuie să păstrăm distanța, să fim în izolare unul de celălalt, dar cel puțin îmi sunt aproape și cred că pentru voi, pentru cetățenii din diasporă, dar și pentru familiile extinse, rămase acasă, aceasta este o perioadă grea. Este o perioadă grea pentru toată lumea, dar atunci când nu-ți sunt cei dragi aproape, când trebuie permanent să vorbești doar prin rețele de socializare, cred că partea aceasta sufletească este foarte dificilă. Noi, evident, în toată această perioadă ne-am gândit cum putem face lucrurile mai bune pentru toți oamenii, pentru că, de fapt, când se vorbește despre diaspora, diaspora este foarte diferită, cum sunt diferiți și oamenii de aici, necesitățile diasporii sunt diferite, necesitățile specifice uneori depind de țara în care sunt stabiliți moldovenii, dar ceea ce ne unește este că, unul, noi toți vrem ca acasă să fie mai bine, ca cei dragi rămași acasă să se poată bucura de un loc de muncă, de servicii calitative, de sănătate, de educație, să știe că sunt în siguranță, să știe că statul îi respectă și vrem să ne mândrim de țara noastră. Vrem ca copiii care de fapt cresc într-o lume foarte interconectată să vrea să se întoarcă acasă, să vrea să reprezinte Moldova, să vrea să facă parte din această comunitate de oameni buni. Și de aceea, atunci când noi ne gândim la acțiunile noastre pe viitor, acum suntem într-un proces când ne gândim cum această pandemie schimbă abordările partidului pentru comunitatea din diasporă și pentru familiile rămase aici. Deci întotdeauna ne gândim că în primul rând trebuie să transformăm statul, trebuie să facem ca instituțiile statului să lucreze pentru oameni și aici și pentru cei care sunt în diasporă. Deci în primul rând am văzut în această pandemie cât de mult înseamnă respectul pentru oameni, cât de mult înseamnă atunci când guvernul are grijă de oameni. În foarte multe țări unde vă aflați dumneavoastră, guvernele au venit cu o strategie foarte clară în timpul pandemiei, cu ajutor pentru oameni, pentru afaceri mici, pentru cei care sunt într-o situație vulnerabilă. Aici nu am văzut asta, mai mult ca atât am văzut izolare, am văzut învinovățiri, am văzut disrespect, aș spune eu, chiar și încălcarea drepturilor, cum spunea Galina, deci un lucru absolut ilegal să ceri, deci să nu permiți intrarea în țară dacă nu este procurată polița de asigurare. Și deci noi vom continua să fim
un partid deschis pentru diaspora care va face consultări regulate, așa cum am făcut și până acum, pe parcursul întregului an. În persoană ne-am văzut ultima dată în decembrie, dar ne-am văzut și online de mai multe ori și avem și un contingent crescând de membri de partid pe care îi mulțumim, care își dedică timpul și eforturile pentru ca să îmbunătățim lucrurile și acasă și pentru diaspora. Vom continua să promovăm capitalul uman, oamenii buni care sunt și aici și în diaspora. Deja doamna Sandu a vorbit despre mulți oameni la nivel local pe care i-am promovat, care au o deschidere pentru comunitățile de moldoveni, comunitățile de băștinași, care își unesc eforturile pentru a investi în localitatea lor. Acum ne confruntăm și am vrea să auzim și de la dumneavoastră, dar vedem oameni care s-au pomenit fără loc de muncă în diaspora și au revenit acasă. Acasă ei nu întotdeauna își pot găsi rostul și de fapt încearcă să găsească posibilități să plece din nou. Ceea ce propunem noi este în primul rând susținerea economiei acasă și crearea locurilor de muncă. Crearea locurilor de muncă poate fi atunci când statul încurajează crearea întreprinderilor noi și creșterea întreprinderilor mici și mijlocii. Și de aceea avem o serie de propuneri, deci am avut propuneri pentru gestionarea crizei pe termen scurt, dar avem și propuneri pentru termen mediu și anume, deci, crearea unor fonduri speciale pentru, de investiții, pentru investiții în întreprinderile mici și mijlocii, care să fie flexibile, care să ofere instruire întreprinderilor mici și mijlocii, instruire financiară, instruire de conformitate și deci, cu accent pe crearea locurilor de muncă noi și pentru încurajarea micilor producători la nivel local. Deci toată experiența altor țări și studiile în domeniu arată că anume dacă creștem aceste întreprinderi, putem conta pe crearea locurilor de muncă. Evident că acum avem o criză și în alte părți ale lumii, de aceea este foarte important ca resursele statului, programele pe care le avem de la parteneri internaționali, inclusiv Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană, ca aceste programe să fie cheltuite în mod eficient pentru încurajarea acestor întreprinderi mici și mijlocii. În același timp, ne propunem să continuăm să utilizăm credibilitatea la nivel internațional de care se bucură PAS și doamna Maia Sandu în special, pentru ca să facem așa cum am mai făcut și în trecut și să solicităm creșterea cotelor de export pentru produsele moldovenești, să deci promovăm în mod activ exportatorii și producătorii moldoveni și să le facem legătură inclusiv cu oameni pe care îi cunoaștem din diaspora ca să împărtășească experiența și împreună să găsească noi piețe de desfacere. Și în același timp vom apăra în continuare drepturile investitorilor străini care aduc capital bun de producere în țară și să continuăm să aducem companii care să folosească producția locală în producerea lor. Desigur că un lucru foarte important pentru toată lumea din diaspora sunt serviciile consulare. Știți, când veneam acasă, râdeam cu prietenii că orice migrant, când revine acasă, trebuie să-și vadă părinții, trebuie să-și vadă rudele, prietenii, oamenii dragi și să meargă la dentist, să-și reînnoiască pașaportul, să obțină un certificat de componența familiei sau un alt certificat din partea statului de care este nevoie. Și deci trebuie să facem ca
aceste servicii să fie accesibile, simple, la un preț rezonabil. Și aceasta presupune să continuăm să atragem atenție sporită la lucrul consulatelor Moldovei în străinătate. După cum a spus Galina, în această pandemie s-a văzut foarte bine locurile unde consulatele nu răspundeau la telefon sau nu erau axate pentru a furniza servicii pentru cetățenii din diaspora. Deci, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că lista documentelor care pot, pentru care cetățenii din diaspora pot aplica online este extinsă și că prețul este un preț rezonabil și nu ia prea mult timp pentru obținerea acestor documente. Deci, în primul rând, vorbesc despre și declarațiile pe venit și certificatele bunurilor imobile, certificate de componență a familiilor și alte documente de care au nevoie cetățenii noștri care sunt plecați. Evident, în termen lung, trebuie să ne gândim și la lucruri mai complicate și vom continua să deci punem presiune pe guvern atâta timp cât nu suntem la guvernare și sperăm cu ajutorul dumneavoastră să obținem tot mai multe pârghii ca să putem influența deciziile în stat, dar PAS este foarte bine plasat prin credibilitatea sa și a doamnei Sandu pentru a negocia lucruri dificile, cum ar fi permisele de conducere sau recunoașterea permiselor de conducere, posibilitatea de a primi pensii, deci aceste acorduri interguvernamentale pentru mobilitatea pensiei, facilitarea transportului pasagerilor și a coletelor și condiții bune de trai pentru cetățenii în străinătate. Am văzut deja că anumite scrisori pe care le-a scris Galina, inclusiv unor oficiali din anumite țări, au ajutat și la luarea unor anumite decizii referitor la condițiile de ședere în Italia, de exemplu, sau în alte țări. Deci acestea sunt principalele teze a felului în care ne gândim noi la ajustarea politicilor care ajută și cetățenii de acasă, dar în special axându-ne pe necesitățile cetățenilor din diaspora. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult anticipat pentru participarea dumneavoastră activă. De fiecare dată aceste discuții duc la noi idei, noi feluri de a vedea lucrurile și o înțelegere mai bună a necesităților la zi. Întotdeauna într-o criză comunicarea și înțelegerea ce se întâmplă de fapt, nu așa cum îți imaginezi, dar ce se întâmplă cu oamenii în realitate, de fapt face diferența între o politică mai generală și o politică axată pe nevoile cetățenilor. Iar noi vrem să ne asigurăm că instituțiile statului, partidul nostru, sunt orientate anume pentru rezolvarea reală a problemelor cetățenilor. Mulțumesc, Natalia! Aceste discuții ne ajută să descoperim idei noi, dar ne ajută să descoperim și oameni noi. Așa că așteptăm cu curiozitate următoarea sesiune și o să rog aici pe Victoria să modereze sesiunea întrebări și răspunsuri. Întrebări, știu eu, scurte, comentarii, tot ce aveți să ne spuneți. Victoria, vă rog. A, tuturor, sperăm că sunteți cu toții bine. Și vă mulțumim încă o dată că v-ați conectat la acest dialog. Acum vom accepta întrebările și ca să fim eficienți și să reușim să ascultăm cât mai multe întrebări, o să vă explic un pic cum vom proceda. Ca să ne anunțați că doriți să adresați o întrebare, vă rugăm să accesați un butonaș, este o mână albastră, în participanți, în engleză, în participanți. Dacă vă uitați, este o mână albastră. Și dacă doriți să adresați întrebarea acum, în direct, accesați acest buton. Ceilalți participanți, vă rugăm să deconectați microfoanele.
Eu voi anunța persoana care urmează să adreseze întrebarea și persoana respectivă va conecta microfonul. De asemenea, trebuie să vă deconectați de pe live-ul de pe Facebook. Deci să nu fiți concomitent și pe Zoom și pe Facebook. O să mai repet o dată ca să fie clar. Accesați mâna albastră, raise hand în engleză, deconectați live-ul de pe Facebook și accesați microfonul ca să putem auzi întrebarea. Era o mânuță, dar deja nu mai este. Și mai este un utilizator, dar nu mi-a scris numele, se numește Galaxy, deci numele telefonului. Dacă vă rugăm foarte mult să vă numiți, să știm cum vă numiți, în momentul în care veți adresa întrebarea, doamna Maia Sandu va prelua discuția și deja veți asculta răspunsul de la colegii de la PAS. Da, îl invităm pe Simeon Darei. Bună seara, se aude? Se aude. Ok. Bună seara, doamnelor și domnilor. Uitați-vă, eu trăiesc în orașul Geneva, în Elveția, da? Și în emigrație deja sunt mai mult de 20 de ani. Am trăit și în Italia și în diferite țări. Eu am văzut multe partide. Am văzut partide și liberaști, și PLDM, și comuniști, și socialiști. Absolut toți cântau aceeași cântare, ca și voi. Absolut toți. Toate problemele noastre despre care noi toți știm. Ok? Și nimeni nu le-a soluționat. În 2010 eu am încercat să vorbesc cu diaspora, cu președinții centrelor culturale în orașul Alexandria și le-am propus să constituim Partidul Diasporii. Mulți ani tot le-am repetat și le-am repetat, dar n-am fost înțeles. Și eu am conclus că avem o diasporă apolitică, adică o diasporă care știe să danseze în emigrație, știe centre culturale să facă chestii de astea, poezii să recite, dar să înainteze un partid a diasporii, diaspora noastră moldovenească, cu regret, nu-i posibil. E, nu știu, ceva nu se primește. Românii, de exemplu, în anul 2020 au constituit partidul diasporii și merg spre guvernare. Asta e bravo lor. În sfârșit i-au înțeles. Dar noi moldovenii când a să înțelegem? Posibil că generația asta de moldoveni care mai în vârstă, ei cu greu înțeleg multe lucruri. Dar eu mă bucur mult să văd aici mulți tineri. Posibil că tineri ați gândească altfel. Asta e prima. Pe urmă, să vorbim despre ce s-a spus despre alegeri, cineva a scris alegeri, că noi cheltuim mulți bani. Da, noi cheltuim mulți bani, dar pentru ce noi cheltuim miliarde pentru secții de votare în străinătate și câteodată la secțiile este să falsifică tot, când se poate de făcut vot electronic. Multe țări au vot electronic. De ce Moldova nu are? Cuiva nu e convenabil? Ok? Și mergem mai departe. Votul electronic va economisi multe miliarde și cheltuielile pentru alegeri. Serviciile consulare pot fi oferite online cu acorduri bilaterale cu țările gazdă. Okay? În așa mod, iarăși vom economisi miliarde care se cheltuiesc pentru ambasade și consulate, pentru chirie apartamente și auto, de lux și salarii lucrătorilor. Okay? Asta e clar, până și, da? Mai departe, cum de soluționat problema cu Transnistria? Altă întrebare. Cum pot fi arestați hoții miliardelor? Despre dânsul mult s-a vorbit, da, Șor, de exemplu, din Israel, el povestește cum noi acum, prin videoconferință, el dă comandă, conduce partiduțul său de hoți acolo, din Israel, ok? Și plăti din banii cetățenilor Republicii Moldova, el îi plăti, da? Dar nu se prezinte la ședințele guvernului, ok? Ați votat pentru concesionarea aeroportului străinilor, asta Maia Sandu, eu am văzut un video, dar nu sunt crezut. A votat dumneavoastră pentru concesionarea aeroportului străinilor, ori nu, asta eu nu știu. Maia Sandu în trecut am văzut și alte video unde a spus că Plahotniuc și Filat vor revoluționa țara, dar eu am văzut că sunt niște hoți. Ok. Maia Sandu a spus cum gândiți, aveți imaginea pătată, Maia Sandu, ca politician, sau sunteți curată ca lacrima? Întrebări, pentru că sunt mulți oameni aici și dumneavoastră aveți deja vreo 7 întrebări. Eu o să răspund la toate. Ok. Domnul Simeon. Bine, haideți să le luăm pe rând și vă mulțumesc pentru întrebări, dar haideți să convenim. Eu înțeleg că dumneavoastră aveți multe întrebări,
Dar haideți să convenim că ne limităm la două întrebări per persoană. Le alegeți pe cele mai importante două și pe celelalte le scrieți, pentru că altfel, din cei 100 și ceva de oameni care s-au conectat, vor reuși să întrebe doar 10 oameni și asta nu este corect. Deci, în raport cu Partidul Diasporei, bineînțeles că dumneavoastră, cei din diasporă, sunteți liberi să creați un asemenea partid. Vă urăm succes dacă reușiți să faceți acest lucru. Eu vreau să vă spun cu mândrie că noi avem mulți oameni din diasporă care sunt membri PAS și, așa cum am zis, am fost primul și singurul guvern în care aproape o treime din miniștri au fost oameni care au venit din diasporă. Și așa cum am zis, și la nivelul administrației publice locale, am reușit să convingem oameni să revină acasă și să se apuce de treabă, să facă ordine, la nivel central sau la nivel local. În rest, noi suntem pentru democrație, pentru condiții libere de creare a partidelor și, evident, vă urăm succes dacă vreți să faceți un asemenea partid. Despre votul electronic. Este o idee foarte bună. Întrebarea este cine să creeze acest sistem de vot electronic, așa încât noi cu dumneavoastră să fim cu toții siguri că după ce ați votat, nu a intervenit cineva în sistem și a răsturnat situația. Deci v-a furat votul. Și pentru că noi până acum nu am prea avut guverne pe o perioadă îndelungată credibile, mă rog, cu excepția guvernului pe care l-am condus eu, dar în 5 luni de zile noi am încercat să ne concentrăm pe reforma justiției și e imposibil în 5 luni de zile să faci un sistem pentru votul electronic, dar cu siguranță noi credem că la următoarele alegeri, peste 4 ani de zile, trebuie să avem vot electronic. E nevoie să avem niște oameni cinstiți la putere, care să creeze sistemul ăsta și care să se asigure că chiar și atunci când vor veni, dacă cumva vor veni la putere oameni mai puțin onești și integri, să nu poată să intervină în acest sistem. Deci, singura problemă sunt riscurile. Eu, de exemplu, nu am încredere ca guvernul actual, guvernul Chicu, să îmi facă sistem de vot electronic. Nu am încredere, pentru că nu sunt oameni onești acolo. Despre serviciile consulare online, sunt total de acord cu dumneavoastră. Anumite lucruri au fost inițiate, n-au fost duse până la capăt, dar asta este soluția, pentru că toată lumea civilizată a trecut de mult pe aceste sisteme online. Deci asta este soluția. Pentru conflictul transnistrean, foarte scurt, pentru că nu avem jumătate de oră ca să vorbim despre acest subiect, este o problemă complicată, nu se poate rezolva peste noapte. Sunt lucruri pe care autoritățile de la Chișinău pot să le facă și sunt lucruri care depășesc posibilitățile Republicii Moldova. Dar dacă vorbim despre lucrurile pe care pot să le facă autoritățile de la Chișinău, acestea țin în primul rând de combaterea corupției și a contrabandei. Pentru că conflictul transnistrean în toți anii aceștia a fost folosit și de cei de la Tiraspol, dar și de unii de la Chișinău, ca o sursă de a face mulți bani prin contrabandă și scheme de corupție. Și dacă o să deschideți rapoartele Uniunii Europene, o să vedeți că pe perioada guvernului Sandu a fost oprită total contrabanda de țigări. Pentru că noi ne-am dorit acest lucru și în momentul în care vrei să faci ceva, reușești, oricât de dificil ar fi. Doar că după ce guvernul a fost demis, contrabanda a fost reluată. Pentru că cei de la putere își doresc scheme să facă bani în continuare. Deci atunci când se vor întreprinde măsuri consecvente de combaterea corupției și combaterea contrabandei, atunci se va schimba și variabila economică a acestui conflict. Și dacă nu se vor mai face bani mulți murdare acolo, posibil și soluția politică va fi mai ușor de găsit. Dar evident, pentru soluția politică e nevoie și de o oportunitate geopolitică, pentru că sunt mai multe forțe mari în regiune care sunt interesate sau implicate în această situație. Dar noi ar trebui să ne pregătim pentru această oportunitate geopolitică, așa cum am început noi în guvernul pe care l-am condus să facem.
Eu nu am votat pentru concesionarea aeroportului către Avia Invest și există dovadă publică, există video pe care noi l-am făcut public din ședința guvernului. Deci toți cei care vor să se documenteze înainte să acuze și să arunce cu acuzații, vă rog să faceți acest lucru. Cei care vor să răspândească falsurile mai departe, e treaba dumneavoastră, dar nu cred că prin minciună se poate construi ceva sănătos în țara asta. Nu l-am lăudat niciodată pe Plahotniuc și nu o să găsiți niciun cuvânt în sensul ăsta. Dimpotrivă, în toți acești ani am luptat împotriva lui Plahotniuc. În momentul în care am descoperit că este un personaj extrem de corupt, care a venit nu doar cu schemele lui de corupție, dar și cu un sistem autoritar care și-a bătut joc de oameni. În toți acești ani, împreună cu mulți alți oameni, am stat în stradă, ne-am expus riscurilor și în sfârșit am reușit să-l dăm jos pe Plahotniuc. Evident că au mai rămas niște hoți în țara asta și trebuie să-i dăm jos pe toți. Da, eu sunt o persoană integră. Nu am luat niciodată niciun bănuț ilegal nici de la stat și nici de la oameni. Și respectiv o spun cu seninătate și cu toată încrederea. Puteți să verificați toate activitățile mele profesionale până acum și nu o să găsiți nimic de ce să-mi fie rușine. Vă mulțumesc pentru întrebări. Haideți să mergem la următorul. Prieteni, vă rugăm să vă prezentați în ce țară sunteți și, așa cum v-a rugat doamna Maia Sandu, să vă limitați la două întrebări și să fiți cât mai succint. Un minut ar fi perfect. Acum îl rugăm pe domnul Ion Crețu să conecteze microfonul și să adreseze întrebările sau întrebarea. Mulțumim! Bună seara! Domnul Ion Crețu, da, bună seara! Vă auzim, da? Mă aflu în regiunea Ulm, Germania. De profesie, sunt inginer IT. Cu părere de rău, urmăresc live-ul dat și iarăși mă adresez către conducerea partidului, ne dezamăgim. Nimic nou, s-a vorbit despre lucruri simple care au loc B2B, adică de la persoană la persoană ajutoare. Mă interesează ce se face în plan strategic de a schimba ceva în țara asta, adică suntem stabiliți aici, dar știți că ne doare faptul când vezi curcanul ăsta în fiecare zi că iese, care, apropo, purtați o parte a vinii că i-ați încredințat conducerea, dar trebuie ceva să facem, trebuie cumva mai agresiv, aș spune, să ne unim, să facem o schimbare în țara asta, că totuși vreau să știți că ne pasă. Suntem aici, suntem copiii. Sigur că nu au să, nu cred eu că copiii noștri au să vină înapoi, dar noi care putem să facem o schimbare, cred că ar trebui ceva, o strategie mai sigură și nu doar ajutoare de la unul la unul, care practic le facem noi pe loc în fiecare zi. Asta a fost întrebarea mea. Ce putem face, ce strategie mai sigură avem și cum putem să facem, să modificăm ceva. Mulțumim frumos! Strategia cea mai sigură și cea mai serioasă este să ajungem la putere și să putem să punem în practică toate lucrurile care ar face viața cetățenilor mai bună și mai sigură. Și pentru asta muncim, pentru asta construim partid de la zero, cu resurse foarte puține, cu bani legal obținuți din cotizații și donații, fără televiziuni, fără resurse enorme, fără resurse administrative. Deci facem partid ca la carte, așa cum scrie legea și suntem primii care facem acest lucru. Și asta este singura cale. Oricât de grea ar fi această cale, trebuie să ajungem la inima fiecărui cetățean, să reușim să-i convingem că doar cu oameni onești se poate schimba viața cetățeanului cinstit în țara asta, să nu mai voteze hoți care le aduc pomeni electorale și care le spun minciuni la televizor. Nu este ușor, pentru că oamenii au fost dezamăgiți timp de 30 de ani și noi, într-un fel,
venim și construim pe cioburile acestei încrederi pe care oamenii, care a fost spartă, încrederea oamenilor, care a fost spartă de foarte mulți politicieni și partide politice, dar nu este altă cale. Acum, când dumneavoastră spuneți că noi am oferit puterea lui Dodon, eu aș vrea să discut cu dumneavoastră. Dumneavoastră credeți că trebuia să lăsăm pe Plahotniuc și Dodon să facă majoritatea anul trecut? Dacă asta ne incriminați, îmi pare rău, o să vă spun că eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Oricât de dificil a fost decizia pentru noi de a vota împreună cu socialiștii și de a face o majoritate parlamentară ca să-l lăsăm pe Plahotniuc, altă soluție nu exista. Dacă mai rămânea Plahotniuc aici, nu mai rămânea nimeni în țară. Agenții economice ar fi fugit cu toții, pentru că Plahotniuc le lua afacerile și îi punea în închisoare. Oamenii, inclusiv oamenii cu care noi am mers în alegeri în 2019, la parlamentare, ei după aceste alegeri au fost supuși presiunilor fără precedent. Deci nu mai era altă soluție. Și asta am făcut noi atunci, ca să scăpăm de Plahotniuc, fiind conștienți de faptul că următorul cu care va trebui să luptăm este Dodon. Nu și-a făcut nimeni iluzii despre Dodon, dar era singura soluție ca să scăpăm țara de Plahotniuc. Acum, cine i-a dat puterea lui Dodon? Puterea lui Dodon i-au dat-o democrații atunci când i-a oferit această putere, pentru că în situația în care eram într-o majoritate cu socialiștii, Dodon nu avea toată puterea, avea doar puterea de la președinție pe care i-au dat-o Plahotniuc, pentru că așa a câștigat el alegerile prezidențiale. Când era în majoritate cu noi, Dodon nu avea puterea, de asta și ne-a dat jos, pentru că el vroia să-și pună omului lanța, pentru că el vroia să poată să facă contrabandă cu țigări, pentru că el vroia să controleze companiile de stat și să scoată bani, metal feros și așa mai departe. Și de asta a dat jos guvernul, dar a putut să dea jos guvernul pentru că Partidul Democrat l-a susținut și l-a susținut să-și pună și guvernul lui. Deci așa stau lucrurile și o să apreciez să nu le prezentăm deformat, să le prezentăm așa cum sunt. Ce facem noi acum? Acum luptăm din toate puterile și noi și foarte multă lume bună din toate localitățile țării care vor să ne ajute să-l dăm jos pe Igor Dodon, după care să curățăm și Parlamentul și să putem să numim un guvern din oameni onești, să avem un parlament din oameni onești, așa încât să putem să aprobăm legi pentru oameni. Nu să ne pomenim la o bucată de noapte că în Parlament s-a votat o lege cu o altă schemă. Pentru că, din păcate, asta se întâmplă în actualul Parlament. Vă mulțumesc! Dacă îmi permiteți să adaug și eu aici, am revenit un pic mai mult de jumate de an, un pic mai mult de un an de la Luandra, la Chișinău, și de atunci muncesc cu drag împreună cu colegii de la PAS. Și să știți că lucrurile, am înțeles că lucrurile în diaspora se văd un pic diferit decât în țară. Cred că în diaspora se văd doar principalele evenimente și uneori valul de Facebook, deci foarte multă informație vine prin rețele de socializare, prin așa numitele echo chambers, prin deci cercul de prieteni, și atunci este foarte greu să înțelegi toate nuanțele. Am discutat cu colegi, prieteni din diaspora care spuneau că da, dar noi ne-am dezamăgit, și eu ziceam, interesant, de unde vine acest sentiment de dezamăgire? Și eu cred că este de la așteptarea asta de 30 de ani, că fiecare vrea să-și trăiască viața acum, nu mâine. Însă dezvoltarea, schimbările întotdeauna durează. Nu poți să schimbi ceva care a fost construit 30 de ani, deci un sistem mafiot de fapt. Nu poți să-l schimbi peste noapte. Mai mult ca atât, nu poți să-l schimbi cu un capital uman care este în străinătate. Și aici noi trebuie să construim o democrație veritabilă, participativă, ceea ce presupune lucru fiecăruia acolo unde se află, în fiecare zi, pentru a analiza critic ce se întâmplă și a promova ideile de dezvoltare. De aceea eu vreau să vă îndemn. Aici este foarte multă dezinformare, foarte multă minciună. Televiziunile
aduc o perdea de fum și oamenilor le este foarte greu să înțeleagă ce se plătite de exact, nu toate, televiziunile plătite, exact. Și în asemenea condiții avem foarte mulți indeciși. Deci să ajungi într-o țară să fie peste 30% de oameni care nu sunt deciși cum să voteze, care au pierdut încrederea în toți politicienii, în asemenea condiții, este foarte dificil să convingi omul și să construiești ceva și durează ani de zile. Pentru că doamna Sandu, colegii de la PAS, noi mergem zi de zi, de la ușă la ușă și trebuie să ajungem la fiecare persoană personal ca să încercăm să-i convingem că noi suntem diferiți. Am văzut deja că și unii din diaspora sunt sceptici. De aceea eu vă îndemn pe cei care cumva sunteți convinși, care credeți că putem construi un astfel de stat, să discutați cu cei de acasă, să vorbiți despre lucrurile adevărate, să vă informați, să nu credeți la aceste generalități de o propoziție care foarte des creează niște percepții pe Facebook. Și noi vom încerca la rândul nostru să avem informație cât mai detaliată și să avem asemenea discuții ca să putem oferi informația corectă. Mulțumim. Haideți să mergem la următoarea întrebare. Suntem pe doamna Mariana Grier. Vă rugăm să vă conectați și să vă prezentați, să ne spuneți din ce țară veniți. Doamna Mariana Grier. Da. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Deci sunt Mariana Grier, mă aflu, lucrez deci cu soțul în Italia, în orașul Firenze. Și am o întrebare la doamna Sandu, deci mă doare, cu gândul acasă. Vreau să întreb pe doamna Sandu, deci în Moldova sunt un număr mare de copii orfani de a mei părinți. Aș vrea să știu dacă doamna reușește să schimbe cumva situația deplorabilă, că dacă nu au un ajutor de la cineva, deci sunt practic după ce termină gimnaziile, sunt aruncați în stradă. Aș vrea să știu dacă dumneiei are posibilitatea, dacă e clar că noi o să contribuim ca doamna să câștige alegerile cu toată familia, și dacă e posibil cumva de contribuit de mai sus pentru acești copii. Iată, asta e la mine întrebarea mea. Mulțumesc, la revedere! Vă mulțumesc frumos pentru această întrebare și aveți dreptate, este o problemă dramatică. Eu vorbeam cu cineva din societatea civilă, pentru că sunt câteva organizații neguvernamentale care încearcă să țină frontul aici, care încearcă să facă ceea ce statul nu face. Și aceste femei care lucrează în aceste organizații neguvernamentale îmi spuneau cum reprezentanții statului vin și îi lasă pe copiii ăștia în grija lor. Dar evident că câteva organizații neguvernamentale nu pot să facă față situației pentru că au fonduri limitate și oricât de mult și-ar dori, nu pot să rezolve problema. Deci problema evident trebuie rezolvată la nivel de stat. ONG-urile, organizațiile neguvernamentale pot să vină să completeze, să acorde temporar acest ajutor pentru o categorie sau alta. Dar în rest, statul nostru este nefuncțional. Pe hârtie tot arată bine, deci pe hârtie noi avem servicii și pentru copii orfani, avem servicii și pentru bătrâni neajutorați și singuri. În realitate este un haos total și de asta noi spunem că trebuie să construim stat. Ca să fie foarte clar cine și de ce este responsabil și în momentul în care cineva nu și-a îndeplinit responsabilitatea să poată fi sancționat și să fie angajat altcineva. Acum lucrurile arată haotic și respectiv sunt foarte mulți oameni care au de suferit, inclusiv acești copii.
Ministerul trebuie să stabilească o politică foarte clară și mai departe, administrația publică locală, pentru că asta este ține de administrația, de responsabilitatea administrației publice locale, trebuie să-și îndeplinească sarcinile și în raport cu copiii care nu au ajuns încă la vârsta la care pot să muncească, dar sunt copii care după școală au probleme foarte serioase. Mă rog, am încercat și noi individual să ajutăm câțiva copii, dar nu pot să-i ajut pe toți individual. Deci e un subiect pe agenda statului și da, noi o să încercăm să rezolvăm această problemă. Ca să completez în mod concret, atunci când am elaborat bugetul solidarității, cât am fost la guvernare, de fapt, am inclus câteva majorări importante pentru indemnizația pentru copii, am majorat-o, am discutat foarte mult cu ministerul și aceste programe pentru copiii care orfani care împlinesc 18 ani și deci se trezesc cumva fără suport și de asemenea am inclus în buget și preluarea de către stat a unor cheltuieli a organizațiilor neguvernamentale care ofereau servicii pentru copiii care au fost supuși abuzului sau au fost victime sau martori a crimelor. Și din păcate știu că deși indemnizația pentru copii a fost lăsată de guvernul Chicu atunci când a fost votat bugetul, dar iată acest program pentru susținerea victimelor sau martorilor abuzurilor sau crimelor, din câte țin eu minte, a fost tăiat și chiar aceasta arată într-un fel cât de important este să existe conducători, deci miniștri, oameni în guvern care de fapt să se gândească la programe de acest tip și impactul lor și nu să crească deficitul în mod necontrolat și greu de finanțat și să îi orienteze spre proiecte electorale. Vă invităm pe domnul Dumitru Vicol. Vă rugăm, Dumitru, să vă conectați și să adresați întrebările. Am văzut că ați scris în chat, aveți două întrebări. Domnul Dumitru. Bună, sunt Dumitru. Foarte laconic. Prima, adeptul spune că ar trebui obiectiv să fie 37 de secții de votare în Federația Rusă, 27 în Italia, 13 în Marea Britanie. Întrebarea mea, adică ce părere aveți dumneavoastră despre asta, fiindcă pur obiectiv așa arată situația. Și doi, dar mult mă interesează totuși în campania prezidențială care vor fi dimensiunile economice din campanie sau promisiuni din ce pune, fiindcă atributele sunt relativ înguste. Și tare îmi cer scuze că încalc regula, dar nu înțeleg de unde reticență pentru votare electronică, fiindcă presupun dacă dumneavoastră noi venim la putere, sunt 2 ani iar să pierde puterea, care diferența între socialiștii care fac acum votare electronică sau în 4 ani tot ei să facă votare electronică? Dacă puteți să ne explicați, aș aprecia mult. Mulțumesc mult! Pe secțiile de vot. Deci noi vrem să vedem argumentările. Noi am văzut în scrutinele precedente rânduri mari în multe dintre țările europene. Noi am văzut situații în care foarte mulți conaționali de ai noștri nu au reușit să voteze și asta este rușinos pentru că oamenilor le-a fost interzis un drept fundamental, dreptul la vot. Nu știu, deci nu am văzut, trebuie să vedem care sunt argumentele pentru deschiderea secțiilor de vot în Rusia. Ceea ce am văzut noi în spațiu public, la un moment a apărut o suspiciune, o acuzație că cineva de la ASP completa solicitările în numele oamenilor care sunt plecați la muncă în Rusia. Ca să fie foarte clar, noi credem că toată lumea trebuie să, toți moldovenii noștri de peste hotare, trebuie să aibă posibilitatea să voteze, dar noi nu vrem ca să se strecoare niște posibilități noi de fraudare, pentru că Partidul Socialiștilor și Igor Dodon deja au o listă lungă de posibilități de fraudare pe care vor să le încerce la aceste alegeri, dar noi o să facem totul posibil ca acest lucru să nu se întâmple.
despre dimensiunile economice. Da, dumneavoastră aveți dreptate când spuneți că președintele nu are prea multe atribuții, în special pe politică economică, dar eu o să vorbesc în această campanie, în calitate de candidat al PAS-ului, despre lucrurile pe care poate să le facă președintele și despre o viziune care este și pentru președinte, și pentru parlament, și pentru guvern, pentru că este important ca oamenii să vadă care este viziunea mea în calitate de candidat, cum văd eu rezolvarea acestor probleme. Și dincolo de aceste concretizări, eu cred că un conducător credibil... Nu vă spărați cineva așa... Puteți să deconectați, microfonul, vă rog. Ok. Am reușit să deconectăm toate microfoanele, scuzați pentru această situație. Deci spuneam că un conducător de țară, indiferent dacă este președinte, prim-ministru, dacă are credibilitate în rândul... Ok. Spuneam că un conducător de țară, dacă are credibilitate, poate să meargă și să negocieze fonduri importante pentru țară. Și da, eu mă bucur de încrederea partenerilor de la Bruxelles și nu doar. Și o să merg și o să negociez pentru țară și sprijin pentru proiectele de dezvoltare din localitățile rurale și sprijin pentru proiecte de ajutorare a oamenilor în vârstă, pentru că ne confruntăm cu o situație devastatoare. Să mergeți acum prin sate așa cum mergem noi și să vedeți bătrâni neajutorați, abandonați, care nu beneficiază de niciun serviciu de la stat, chiar dacă în lege scrie bine și frumos, pe programe care să fie de ajutor agenților economici, în special business-ul mic și mijlociu. Da, eu să fac aceste lucruri, chiar dacă în atribuțiile președintelui nu scrie foarte clar că este responsabil de politica economică. Dar o să folosesc capitalul meu și relația bună pe care o am cu conducătorii altor țări ca să mobilizez resurse pentru investiții în Republica Moldova și pentru ajutoare, inclusiv în economie, pentru dezvoltarea business-ului mic și mijlociu. Despre votul electronic. Aveți dreptate că chiar dacă faci un sistem astăzi, peste 4 ani se poate schimba guvernul și te poți confrunta cu un guvern în care nu ai încredere. Dar guvernul care elaborează acest vot electronic, sistemul de vot electronic, trebuie să fie unul de încredere. Deci ceea ce spun eu, vă spărați, dacă puteți să închideți microfonul. Vă rugăm frumos să deconectați microfoanele pentru că altfel răpim din timpul la atât de mulți oameni și nu este bine. Deci spuneam că e nevoie să avem o echipă în care avem încredere atunci când se elaborează acest sistem, se testează, se introduc acolo elemente care să-l facă dificil de fraudat sau imposibil de fraudat și bănuiesc că sunt asemenea lucruri. Deci pentru asta e nevoie de un guvern onest, iar după aceea acest sistem de vot electronic să poată să fie folosit, indiferent cine va fi la putere. Repet, eu nu am încredere astăzi în sistemul pe care l-ar face guvernul Ion Chicu. Nu am încredere într-un asemenea sistem. Dacă îmi permiteți, pe dimensiunea economică, dincolo de prerogativele președintelui, în PAS, acum avem un proces de consultare cu foarte mulți agenți economici, asociații de business,
Și, de fapt, un lucru foarte important pe care îl face președintele este să transmită mesaje, să transmită semnale, să ajute la curățarea instituțiilor statului și, de fapt, oriunde ne întoarcem, toate asociațiile de business, toți agenții economici ne spun, în primul rând, vrem statul să ne lase în pace. Deci, toată lumea vrea un proces de bună guvernare sau de luarea deciziilor în interesul oamenilor. Cum se exprimă aceasta? Deci, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că controalele sunt consultative, iar frauda este investigată ca și fraudă. La moment noi avem foarte multe amenzi, deci procese de control, certificate, foarte multă birocrație și, de fapt, instituțiile statului, dacă vreți, se hrănesc din activitatea economică. Deci asta este primul lucru pe care îl putem face. Este să curățăm instituțiile statului, să asigurăm că se fac numiri după merit și rezultate profesionale și nu după apartenență unui grup de interese sau altul. Plus la aceasta sunt lucruri ușoare de îndeplinit dacă Parlamentul ar avea voința. Și președintele promulgă legile care sunt adoptate de Parlament și de fapt are și o influență în privința direcției strategice a legislației. Deci, în primul rând, președintele poate asigura că tot ce este promulgat este consultat, este predictibil, este, deci trece toată procedura de bună guvernare sau de decizie pentru ca să existe această predictibilitate pentru business. Într al doilea rând, pot fi făcute lucruri foarte simple, de exemplu, sistemul de facturi. În foarte multe țări, cheltuielile pot fi probate prin bonuri de casă, de exemplu, și la noi este nevoie de o factură din ambele părți, deci și din partea celui care vinde și din partea celui care cumpără și există foarte multă birocrație în acest sens. Deci ne-au spus foarte multă lume, dacă, de exemplu, introducem regula că se acceptă pentru cheltuieli bonul de casă, deja deci e o debirocratizare. Deci abordarea este predictibilitate, axare pe costul afacerii și accesul la finanțare pentru diverse tipuri de finanțare. Dumitru cunoaște foarte bine, deci la moment avem doar împrumuturi de la bănci care pot fi făcute, inclusiv suportul european merge prin linii de creditare bancară. Noi credem că trebuie să existe și fonduri de investiții care să ofere niște instrumente subsidizate pentru întreprinderi noi și întreprinderi mici și mijlocii, dar care să ajute la această circulație a ideilor și implementarea lor, pentru că avem foarte mulți antreprenori talentați, dar de fapt se confruntă cu mari bariere din partea statului și aici va fi cel mai important accent. Și președintele va fi o voce puternică împotriva tuturor celor care hărțuiesc oamenii de afaceri. Și să știți că asta este una dintre principalele impedimente. În toate localitățile în care am mers, și eu am mers în aproape toate raioanele în aceste luni de vară și m-am întâlnit cu agenții economici pentru că am vrut să știu cum supraviețuiesc acestei crize, ce se poate face pentru ei. Din păcate, guvernul n-a vrut să facă practic nimic pentru ei, dar prima problemă de care se plânge toată lumea dincolo de criză, asta este presiunea, hărțuirea din partea la tot felul de organe de control. Deci oamenii sunt sufocați și aici, în limita competențelor, președintele poate avea o voce puternică care să fie împotriva acestei atitudini batjocoritoare din partea instituțiilor statului în raport cu cei care creează locuri de muncă, cu cei care plătesc impozite la stat, cei care plătesc salarii cetățenilor din Republica Moldova. Domnul Sergiu Marian, să vă conectați. Victoria, am vrut să adaug la întrebările precedente puse de Dumitru, pentru că sunt niște întrebări foarte importante pentru diaspora care apar deseori. Cât privește propunerea celor de la ADEPT despre distribuirea secțiilor de vot,
cred că s-a luat în considerație doar numărul de cetățeni care se află pe teritoriul acestor țări. Codul electoral spune clar că la stabilirea secțiilor de votare peste hotare se iau în considerație trei criterii, și anume datele statistice. Galina, toate trei. Galina, toate trei. Galina, toate trei. Toate trei. Da, 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 da. Galina, uite-mi că da. Spate să termin. Toate trei. Spate să termin. Eu nu cred că în Rusia s-a votat în așa măsură ca să se distribuie în acest fel prezența la vot. Nu a fost așa de masivă ca să se distribuie în așa fel cum recomandă ADEP. Eu cred că se începe o anumită speculare în acest sens. Și referitor la votul electronic, eu sunt pro. Acest votul electronic este necesar. Am vrut să fac doar o remarcă. Noi la moment avem un singur exemplu unde există votul electronic și este Estonia. În Estonia votul electronic s-a implementat ca serviciu electronic printre ultimele servicii electronice. Noi nu avem un serviciu electronic consular bine determinat, bine axat. Este încă problematică să introduci votul electronic. Și întrebarea mea ar fi, dar cum se face că nu există votul electronic în țări mult mai dezvoltate, ca Marea Britanie, Germania și așa mai departe? Mergem mai departe cu întrebările, da? Domnul Sergiu Marian, vă rugăm să vă conectați. Da, bună seara tuturor, mulțumată doamna Sandu, doamna Gavriliță. Întrebarea mea o să fie cumva comună pentru ambele dumneavoastră. Pentru o relansare economică, dacă să vorbim de relansare economică, știm foarte bine că economia Moldovei de-a lungul istoriei a avut de suferit foarte mult. Și criza COVID-ul o să accentuează și mai mult această stagnare și degradare, spunem, economică. Pentru ca economia să funcționeze, avem nevoie de infrastructură. Asta în primul rând. Eu aș dori să știu dacă în obiectivele dumneavoastră strategice ați inclus dezvoltarea infrastructurii și care ar fi arterele, să spunem, prioritare în ceea ce ține dezvoltarea de infrastructură. A doua întrebare ține de consecințele care le provoacă această criză COVID. Noi vedem foarte bine că odată ce a ajuns această criză COVID, lumea începe să focuseze, cel puțin în Franța, lumea începe să pună accent tot mai mult, nu pe cantitativ, dar pe calitativ. Aici ne referim la calitatea produselor. Moldova, din punct de vedere a perspectivii de dezvoltare, ar avea o capacitate uriașă de concurență, de exemplu, cu Polonia, cu România, țări care sunt membri a Uniunii Europene. Moldova ar avea un potențial agricol uriaș. Care sunt obiectivele, care sunt strategiile dumneavoastră? Ați elaborat anumite strategii în ceea ce privește poziționarea Republicii Moldova ca și un factor extern în ce ține livrarea, spunem așa, produselor calitative? Da, mulțumim frumos pentru întrebări. Este adevărat că acum lucrurile se complică și până acum economia noastră nu se bucura de condiții foarte bune pentru dezvoltare. Mai degrabă supraviețuia în pofida condițiilor vitrege și am zis mai devreme despre faptul că statul este, din păcate, impedimentul principal în dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova, deci mediul în care trebuie să se deschidă și să crească afacerile nu este deloc propice. Mai e și o problemă de creștere și aici Natalia a vorbit puțin despre faptul că întreprinderile mici și mijlocii trebuie să ajutate ca să treacă la următoarea fază și aici e nevoie de servicii, de consultanță pentru aceste întreprinderi. Infrastructura este deci o condiție necesară, forța de muncă devine o constrângere, chiar dacă noi ne-am obișnuit să spunem
automat că forța de muncă este partea competitivă, forța de muncă pregătită și ieftină este parte din avantajul competitiv al nostru. Să știți că lucrurile s-au schimbat, nici nu pot să spun că se schimbă, dar deja s-au schimbat. Întreprinderi mai mari care au venit în Republica Moldova nu au reușit să adune suficientă forță de muncă și mai avem și probleme cu calitatea sistemului educațional. Am început niște reforme, dar n-au fost duse la bun sfârșit și pe segmentul învățământului profesional-tehnic, dar și pe dimensiunea învățământului superior. Deci toate aceste lucruri, evident, trebuie văzute în complex. Atunci când vorbim despre infrastructură, evident, și drumuri, și cale ferată. Noi am semnat un acord de finanțare pentru un proiect de renovare a unei porțiuni din calea ferată. Noi am discutat cu România și am inclus în protocolul de colaborare, protocolul numărul 6, construcția podului de la Ungheni, care în momentul în care se va începe construcția autostrăzii Unirii să facă legătura cu această autostradă din România. Din păcate, în momentul în care guvernul nostru a fost demis, România nu a vrut să continue cu guvernul actual pregătirea acestor proiecte, le-a pus pe hold, pe pauză și e clar de ce, dar o să revenim la aceste proiecte imediat ce vom schimba guvernarea. Dar foarte important atunci când vorbim despre infrastructură este sistemul energetic. Sistemul energetic foarte scump, dependența noastră excesivă de un singur furnizor, dacă vorbim de gaze naturale și de aproape un singur furnizor, asta este o dependență artificială, dacă vorbim de curentul electric și mă refer aici la Cuciurgan, face produsele noastre necompetitive după preț, pentru că dacă o să urmăriți cât costă resursele energetice în Ucraina, de exemplu, și o să vedeți cât alcătuiește consumul de resurse energetice în costul de producție al produselor din Ucraina și după aceea o să le comparați cu cele din Republica Moldova, o să vedeți că și aici noi avem de pierdut din cauza că aceste resurse sunt scumpe. Și asta este prioritatea numărul unu în infrastructură. Noi am accelerat acest proiect cu deci lucrările pe proiectul gazoductului Chișinău-Iași. Noi am pornit, am avansat pe proiectul de interconectare a energiei electrice cu România și am împrumutat bani ca să pornească aceste procese sau lucrări. Ele trebuie duse la bun sfârșit și e mare rușine că timp de 30 de ani nu am avut suficienți conducători responsabili care să pună pe agenda, în primul rând, aceste proiecte, independența energetică și, respectiv, posibilitatea de a obține resurse mai ieftine. Și da, noi am insistat pe, am inclus și în acordul nostru de colaborare, atunci când am făcut un acord de colaborare cu socialiștii anul trecut, să se voteze legea prin care se demonopolizează sectorul de gaze, așa încât să putem să cumpărăm și din altă parte, nu doar din Rusia, deci să separăm liniile de, sau țevile de transportare a gazelor naturale. Dar aici întotdeauna a fost o reticență mare din partea mai multor guvernări și probabil singurul răspuns este corupția, deci pe faptul că economia noastră a fost ținută dependentă și nu doar economia, pentru că e valabil și pentru consumatorii casnici, a fost ținuți dependenți de o singură sursă energetică, cineva a făcut și probabil face bani mulți și astăzi. Atunci când vorbim despre agricultură, este adevărat că avem resurse și avem potențial, dar nu avem sisteme de irigare și iată acum când schimbările climaterice ajung să ne afecteze destul de mult și pe noi aici, în Republica Moldova, ne-am pomenit că aproape nu avem sisteme de irigare. Deci cum s-a întâmplat că în 30 de ani au fost distruse sistemele vechi de pe timpul Uniunii Sovietice, care poate nu mai erau valabile pentru că alea erau construite pentru debituri de apă mari, iar noi acum avem gospodării mai mici. Dar iată, în 30 de ani nu s-au reușit s-au făcut foarte puține sisteme de irigare și alea cu sprijinul Statelor Unite ale Americii. Deci aici sunt problemele majore, pentru că fără irigare nu putem să facem mare lucru. Da, discutăm inclusiv cu agricultorii, de exemplu, despre
valoarea, deci despre produse cu valoare adăugată înaltă, pentru că asta trebuie să facem. Să câștigăm un ban înseamnă să avem să producem produse cu valoare adăugată înaltă, de exemplu, producția agricolă bio. Dar pentru asta trebuie să avem investiții, pentru că atunci când vrei să investești aici, știi că rezultatul nu va veni peste un an sau doi, deci trebuie să avem acces la finanțare ieftină, să oferim acces la finanțare ieftină pentru acești fermieri, să avem instituții ale statului care sunt credibile în Occident, pentru că dacă faci crești producție ecologică, vrei să o exporți în special pe piața europeană ca să obții prețuri mari și acolo crește cererea pentru produsele bio. Dar trebuie să ai un stat în care și Germania, și Polonia, și nu știu, Belgia, Italia au încredere. Deci când văd un certificat eliberat de o agenție din Republica Moldova și acolo scrie că aceste produse sunt bio, trebuie să avem credibilitate ca țară. Și da, e nevoie și de reforma instituțiilor ca să nu se vândă aceste certificate și să nu fie adevărate. Și de conducerea țării care să meargă și să promoveze aceste lucruri, inclusiv producția noastră în exterior. Pentru că deja avem întreprinderi care produc producție de calitate. Ce nu avem? Nu avem mare efort la nivelul ambasadelor, consulatelor, ambasadelor mai mult, ca să promoveze aceste produse de calitate. Și iată, toate lucrurile astea trebuie făcute în complex. Un singur lucru vreau să adaug. Ceea ce m-a mirat foarte mult atunci când am intrat în detalii la Ministerul Finanțelor este cât de prost utilizăm noi resursele sau finanțarea externă pentru drumuri. În fiecare an, deci executarea bugetului pentru infrastructura drumurilor care vine din partea Băncii Mondiale, din partea BERD, Banca Europeană de Investiții, este sub 50%, chiar era 37% la un moment dat. Deci noi aveam disponibil și au fost incluși în buget de fiecare dată miliarde de lei pentru reconstrucția drumurilor și noi nu le utilizăm. De ce? Pentru că capacitatea statului este orientată spre investiții capitale din bugetul statului, din care se fură mai ușor. Asta a fost concluzia mea. Și de aceea eu cred că absolut trebuie să investim în infrastructură, dar întâi trebuie să prioritizăm și să vedem. Deci ori creăm o unitate de monitorizare a proiectelor internaționale care să ne asigure că noi în primul rând cheltuim banii disponibili din partea deci instituțiilor financiare internaționale care insistă pe sisteme de procurări transparente conform practicilor internaționale și insistă pe calitatea drumurilor. Sau vom continua să investim foarte multe resurse proprii din impozitele cetățenilor, dar fără a respecta normele pentru identificarea și implementarea proiectelor. Și am văzut, se investesc în proiecte care nu vor da randament economic, deci investițiile în infrastructură trebuie să dea randament economic. Și nu sunt făcute calitativ. Ieri treceam pe o stradă recent renovată de două săptămâni în Chișinău și am văzut o gaură de cel puțin 50 de centimetri deci, diametru. Este strigător la cer. Deci, și de aceea eu prefer în termen scurt, mai ales că suntem în criză, banii statului să fie orientate spre salvarea locurilor de muncă, subsidizarea salariilor, acces la finanțare pentru întreprinderi, în special întreprinderi mici și mijlocii, pentru ca ele să nu moară, și între timp asigurarea că banii din exterior sunt folosiți eficient pentru reconstrucția drumurilor calitative și care vor da randament economic și în același timp, deci curățarea instituțiilor statului ca și banii proprii să fie folosiți eficient. Altfel, n-are sens să investești în infrastructură. Și de asemenea, un lucru pe care vreau să-l adaug, a vorbit doamna Sandu despre importanța irigării. Și aici este foarte important prețul la energie electrică, pentru că în Moldova, deci pentru a iriga, se pompează de la o adâncime,
uneori destul de mare și asta face randamentul economic a sistemelor de irigare deci destul de mic și de aceea oamenii nu vor să plătească tariful pentru utilizarea acestei ape pentru irigare. Chiar și am văzut experiența când deci, Statele Unite ale Americii, Millennium Challenge Corporation în special, au investit în sisteme de irigare, dar unele din ele nu sunt utilizate de agricultorii noștri pentru că nu este deci, suficient de profitabil pentru ca să mențină competitivitatea produselor pe care le produc. O concluzie pe care o putem face aici este că suntem săraci din două motive. Din cauza hoțiilor, deci miliarde și miliarde sunt furate de personaje corupte care ajung în funcții înalte și din cauza deciziilor proaste prin care banii se irosesc. Uneori pe proiecte electorale, reparații de drumuri și e bine să repari drumul, dar drumul ăsta trebuie să țină mulți ani, dar atunci când repari același drum în fiecare an, asta este irosire de bani publici. Și din păcate, aceste decizii proaste de irosire a banilor publici au dus la pierderi și duc la pierderi tot de miliarde. Iată aceste două motive pe care le văd eu, principale motive pentru sărăcia oamenilor din această țară. Vă rugăm să trecem la următoarele întrebări. Țin să menționez că mai sunt mulți doritori să adreseze întrebări, avem încă 9 mâini ridicate și mai avem 25 de minute de live, atât a fost planificat dialogul nostru din seara asta. Îl invităm pe domnul Alexandru Melnic. Domnul Alexandru. Bună seara. Bună seara. Mă auziți? Vă auzim. Ok. Sunt Alexandru Melnic, vorbesc de la Milano, lucrez ca gemolog, sunt fondatorul grupului Să dăm jos turistul. Am careva întrebări la doamna Sandu, fiindcă am vorbit despre toate aici și am fost menționate de toate. În primul rând vreau să menționez că în ceea ce privește votul electronic este foarte sigur la momentul dat prin sistemele blockchain, așa că nu trebuie să ne speriem și că alte state nu l-au. În ceea ce privește întrebările mele, eu am careva întrebări pentru prezidențiale care vor fi. La momentul dat, știu că avem 4-5 candidați din dreapta care se bat pentru acești prezidențiale și de multe ori am criticat. Problema, doamna Sandu, este că dacă acești candidați nu vor fi uniți la aceste prezidențiale, din punctul meu de vedere, îl vom mai avea încă pe 4 ani socialiștii și Dodon. În primul rând, societatea așteaptă unirea din partea voastră, adică unirea cu un candidat unic la aceste prezidențiale. Vreau să anticipez că sunt apolitic și nu aparțin nici a unui bloc politic, să nu fiu învinuit că aparțin lui nu știu cui. Sunt ideile mele și întrebările sa mele. De ce dumneavoastră să o cotiți că trebuie să mergem la aceste prezidențiale cu mai mulți candidați? Doar vom face aceeași va fi aceeași problemă ca la Hâncești sau ca la Chișinău. De ce dumneavoastră atunci când ne spuneți nouă despre candidați multipli, nu vreți să vă așezați la o masă de convorbiri cu alte partide, excluzând partidele lui Cafcaliuc, spre exemplu, sau al lui Șor, sau Candu, care dracu mai este acolo, și să nu înaintați pe niciunul din voi. Doar dumneavoastră să fie mult mai perfectă ca un prim-ministru acestei țări, spre exemplu, Andrei Năstase, nu știu, ca șeful Parlamentului. Doar noi știm destul de bine că dacă vă veți uni dumneavoastră, să vă uniți societatea. Eu vorbesc zile întregi cu oamenii și oamenii îmi spun același lucru. În marea majoritate cer un candidat unic, apolitic, un diplomat perfect. Într-a doilea rând vreau să vă întreb. Vreau să ne spuneți nou că veți fi vocea poporului, veți fi vocea businessmanilor, veți pleca în lume și veți duce aceste convorbiri. Dar în același moment ne evidențiați lucrul că după Constituție aceste drepturi nu le aveți. Cum le veți face aceste lucruri dacă dumneavoastră spuneți singură și știm bine că după Constituție dumneavoastră nu puteți face nimic în afară de a înainta propuneri la Parlament, adică președintele Republica Moldova nu are aceste împuterniciri. Nu vă spărați dacă cineva într-o republică parlamentară, când un candidat îmi spune mie care cunosc Constituția, că va face, va face, va face, eu mă simt mințit.
Astea sunt acele două întrebări. Adică aș mai avea careva întrebări în privința ceea ce privește propunerilor din partea diasporii și de cine pot fi auzite, dar cred că nu este cazul. Vă doresc o seară plăcută. Mulțumim frumos. În primul rând, pe subiectul unității pe centru-dreapta. Noi cu toții ne dorim unitate pe centru-dreapta. Ideea unui candidat unic este cea mai bună idee. În situația în care am încercat să discutăm și nu am ajuns la un numitor comun și credeți-ne că am încercat să discutăm de mai multe ori, din păcate nu am reușit să ajungem la un numitor comun, ceea ce am spus eu este că cel mai probabil se va întâmpla să avem în primul tur mai mulți candidați. Și este important ca în turul 2 să asigurăm această unitate, măcar în turul 2, dacă nu putem să o asigurăm în primul tur. Unitatea din primul tur, ca să o putem asigura, trebuie să vrea toți să asigurăm această unitate. Dar diferite partide politice văd alegerile ca o posibilitate să se promoveze, să-și mobilizeze electoratul și, mă rog, inclusiv partide care știu că au șanse puține ca oamenii pe care îi propun în calitate de candidat să ajungă în turul 2, oricum vor să participe și nimeni nu poate să le împiedice. Deci e alegerea democratică, așa se întâmplă peste tot în lume. Dumneavoastră vorbiți despre un candidat apolitic. Un candidat apolitic este o idee pe care am discutat-o, dar ca acest candidat să aibă șansa să câștige alegerile, și înțeleg că dumneavoastră asta vreți, să-l alungăm pe Igor Dodon de la putere, dacă am înțeles corect. Trebuie ca acest om să fie sprijinit, dar trebuie să fie și cunoscut. Deci nu poți în câteva luni de zile să reușești să faci cunoscut un om la nivelul întregii țări, mai ales atunci când ai presă controlată, foarte multă presă controlată, inclusiv televiziunea publică. Nu reușești să faci ca acest om să fie cunoscut de toți cetățenii și să mai obțină și încrederea acestor cetățeni. Deci asta este realitatea și asta arată și măsurătorile și discuțiile cu experții în acest domeniu. Deci asta este situația, nu că cineva sau un partid sau altul neapărat trebuie să aibă președinte din partea acestui partid. Dar în situația în care suntem, asta este realitatea. Am încercat să discutăm. Noi spunem că dacă tot vor fi mai mulți candidați în primul tur, alegerile vor arăta, primul tur va arăta cine este candidatul cu cele mai mari șanse și acest candidat va trece în turul 2. Și este foarte important ca pe segmentul partidelor de centru-dreapta să nu existe atacuri de la un candidat la altul, pentru că aceste atacuri pot dăuna în turul 2. Anumiți oameni preluând criticile sau, nu știu, aprecierile nu tocmai bune de la liderii în care cred ei din primul tur, s-ar putea să nu meargă la vot în turul 2. Așa cum s-a întâmplat la Chișinău, atunci când anumite atacuri pe centru-dreapta i-au dăunat lui Andrei Năstase în turul 2 și nu a putut mobiliza suficienți alegători de pe acest segment. Deci, asta este realitatea, facem ce putem în contextul actual. Noi de la PAS nu am atacat pe nimeni de pe centru-dreapta și nu o să atacăm în continuare. Credem că asta ar trebui să facă toate partidele politice, toate forțele politice și candidații de pe centru-dreapta. Despre vocea poporului și despre prerogativele președintelui, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Este o țară parlamentară și da, Parlamentul, prim-ministru sau guvernul, în teorie, are mai multe prerogative, dar președintele are prerogative importante. Și dincolo de justiție, de exemplu, unde în justiție președintele este cel care numește judecătorii în funcție, da, la recomandarea Consiliului Superior al Magistraturii, dar nu poate nimeni să impună niște oameni corupți și președintele, dacă este un om onest, să fie forțat să trebuiască să semneze pentru acești oameni corupți promovați în funcția de judecător. Pe plan economic și pe plan extern,
un conducător de țară, un președinte de țară, are toată puterea să meargă la Bruxelles și să negocieze, să obțină fonduri importante pentru dezvoltare economică. E altă treabă că după aia merge guvernul sau un ministru sau altul și semnează pentru aceste programe. Dar capacitatea de negociere a președintelui nu i-a luat-o nimeni. Și asta este perfect legal. Și așa în fiecare domeniu. Dincolo de asta, prezența unui om onest în funcția de președinte va încuraja altă lume bună din instituțiile statului ca să fie mai curajoasă și să înceapă să facă transformările pe care trebuie să le facem. Asta am simțit eu când am fost în guvern 5 luni. Sunt oameni și în procuratură, și în justiție, și în alte agenții ale statului, dar acești oameni n-au fost niciodată protejați ca să lupte împotriva corupției. Dimpotrivă, ei au fost, hărțuiți, au fost alungați sau ținuți acolo undeva jos ca să nu poată să ridice, deci să facă aceste lucruri. În momentul în care oamenii aceștia vor ști că în funcție supremă este o persoană care o să-i sprijine, în care pot să aibă încrederea și nu este pentru 3 luni sau pentru 5 luni, așa cum s-a întâmplat nouă, dar este pentru 4 ani, da, eu cred că președintele poate avea o funcție importantă. Și nu uitați că declanșarea alegerilor parlamentare anticipate este un lucru extrem de important pentru ca să curățăm și Parlamentul și Guvernul și să putem să avem masă critică de oameni onești la nivelul conducerii țării și să facem lucrurile mult mai repede. Este doamna Maria Buzduga. Vă rugăm să vă conectați. Bună seara tuturor! Bună seara, mult stimată doamnă Maia Sandu! Mă numesc Maria Buzduga, locuiesc în Italia, orașul Trento. Intervenția mea în seara aceasta se referă la faptul că, vorbind cu concetățenii noștri atât în Italia cât și în Moldova, mulți au remarcat faptul că au frică de falsificarea voturilor, așa cum și s-a întâmplat în alegerile trecute, deoarece toți suntem conștienți de faptul ăsta. Întrebarea lor, dar și a mea, dacă așa putem să o numim, este clar dacă s-au adoptat ceva decizii sau se planifică ceva măsuri pentru a evita o încălcare de așa gen. Mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc frumos pentru întrebare și pentru îngrijorare și noi cu toții ne dorim nu doar să mobilizăm votul dumneavoastră, dar în special să-l protejăm și să-l apărăm și indiferent pentru cine votează oamenii, voturile trebuie protejate. Asta este esența procesului democratic de alegeri. Vreau să vă spun că încă anul trecut, atunci când eram în majoritate parlamentară, colegii mei din Parlament au adoptat modificări la codul electoral care reduce posibilitatea unor fraude și, apropo, care permite concetățenilor noștri din diaspora să voteze și cu acte expirate, pentru că, țineți minte, în 2019, la alegerile parlamentare, Plahotniuc a creat această problemă și mulți oameni n-au putut să voteze din acest motiv. Acum se poate să votați cu actele expirate. Dar, dincolo de aceste modificări, evident că mai există niște riscuri și pentru Igor Dodon, evident, el contează pe fraudare. Noi suntem mult mai pregătiți decât în 2016. Să ne amintim, în 2016, PAS și Platforma DA erau partide foarte tinere, aveam câteva luni de la creare. Nu am reușit atunci să avem observatori peste tot. Acum apar informații despre secții de vot unde buletinele au fost introduse în urne fără ca să existe oameni care au votat pe aceste buletine. Acum suntem mult mai pregătiți, vom avea observatori pentru toți, peste tot. Există riscul acestor pomeni electorale, dar o să încercăm cu echipele noastre din teritoriu să le surprindem, să le documentăm, să le raportăm. Există riscul votului cumpărat din Transnistria. Din ce am auzit noi, Igor Dodon caută 2 milioane de euro ca să cumpere voturi din Transnistria. Să știți că avem soluții și aici.
Am propus modificări la codul electoral, dar din păcate Parlamentul e ținut închis, deci ușa e încuiată de Dodon și dacă nu se va reveni în curând în ședință parlamentară, va fi mai greu să aprobăm aceste modificări până la alegeri, dar oricum avem niște soluții chiar și dacă aceste modificări la codul electoral nu vor trece. Deci suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem ca să protejăm votul și evident facem apel la toți cetățenii, indiferent dacă sunt aici sau în afara țării, să ne ajute atunci când văd că se întâmplă aceste fraude, să le raporteze. O să avem linii verzi la care să primim aceste informații. Deci lucrăm serios la acest lucru. Acum îl invităm pe domnul Andrei. Este identificat ca Redmi Andrei. Vă rugăm să vă conectați. Bună seara, sunt Andrei Leftă din Veneția. Am două întrebări foarte rapide din criză de timp. Doamna Maesandu, dumneavoastră, candidatura dumneavoastră se contrează ca una a fi anticorupție. Vreau să vă întreb cum luptați cu corupția în cazul în care avem o justiție foarte coruptă, aveam lume foarte săracă și aveam lume care pleacă. Deci, demografic, noi suntem o țară fără lume. Și a doua întrebare este, dacă deveniți președinte, consilierii dumneavoastră vor fi cei care au fost când ați fost prim-ministri? Vă mulțumesc foarte mult. Bună seara! Da, mulțumesc și eu, bună seara! Nu știu cine vor fi consilierii, încă nu am ajuns așa departe, dar e multă lume bună din care să invităm oameni și sper inclusiv să vină și oameni din diaspora așa cum au venit în guvern atunci când am făcut apelul. Lupta cu corupția, evident, nu este un lucru simplu și din experiența noastră de 5 luni în guvern am simțit asta pe pielea proprie. A fost o problemă majoră faptul că am avut doar 26 și avem 26 de mandate în Parlament, pentru că dacă aveam 51 de mandate, evident, lucrurile erau mai simple. Reforma justiției pe care am scris-o noi, am elaborat-o noi și care trebuia să înceapă la 1 ianuarie și acum am fi fost la o etapă destul de avansată, oricum trebuie implementată, deci conceptul este foarte simplu, curățarea sistemului procuraturii și sistemului judecătoresc, două criterii după care fiecare judecător și fiecare procuror trebuie să fie evaluat, pornind de la organele cele mai importante ale acestor domenii și primul criteriu este verificarea legalității averii. Deci fiecare trebuie să demonstreze dacă averea pe care o are astăzi corespunde salariilor care au fost obținute, veniturile care au fost obținute în mod legal și doi, verificarea deciziilor din ultimii 2 ani de zile. Deci oamenii care pe aceste două criterii fac față, deci pot să demonstreze că totul este corect, atunci acești oameni rămân în sistem. Și apropo, evaluarea noastră era cu participarea procurorilor, foștilor procurori și foștilor judecători din țările Uniunii Europene, ca să asigurăm imparțialitatea acestei evaluări. Pentru că în Republica Moldova și în sistemul procuraturii și în sistemul judecătoresc sunt tare mulți cu metri și vedeți că organele lor de autoevaluare, din păcate, nu funcționează. Așa cum spuneam mai devreme, astea sunt lucruri care trebuie făcute, dar însăși prezența unor oameni onești în funcții înalte de răspundere deja va cataliza anumite procese pe care oamenii cinstiți de acolo de mult vor să le pornească. Noi, în cele 5 luni de zile, am reușit să stopăm scheme de corupție în toate întreprinderile de stat, peste 200 de întreprinderi de stat și în fiecare erau scheme. Am reușit să oprim scheme de corupție în organizațiile publice. Din păcate, în momentul în care guvernul a fost demis, ele au fost reluate, dar am testat anumiți pași și suntem acum mai informați în raport cu ce funcționează și ce nu funcționează și respectiv data viitoare când o să revenim la putere o să fim mai eficienți. Îl invităm pe domnul Oleg Brega. Dumnealui urmează, conform listei. Domnul Brega. Mulțumesc pentru oportunitate și mă bucur că v-ați ținut de cuvânt și după discuția cumva încerc închis de vinerea trecută, azi faceți, iată, o discuție live. Sunt încântat să fiu alături de echipa
Maia Sandu, o persoană în care am încredere și care cred că trebuie susținută și în primul tur și în al doilea și cred că ar fi o președintă mult mai bună decât Dodon și cred că mai bună decât oricine. E timpul ca Republica Moldova să fie condusă de femei. Chiar dacă sunt sceptică despre votul electronic, vreau să vă amintesc că mai ieri s-au găsit niște buletine de vot la Ștefan Vodă pe hârtie, astă toamnă la alegerile locale, se pare că ne-au sau v-au furat votul pe hârtie, deci măcar pe motiv de COVID ar trebui să cereți măcar semnături de susținere a candidaților și candidatelor electronice, așa cum s-a permis cumva cu jumătate de gură aici în România, precizez că sunt la București, chiar dacă nu mă consider în diaspora, deci măsuri de electronizare ar trebui să insistați să se facă, de digitalizarea procesului electoral, chiar dacă nu avem încredere în această guvernare, dar niciodată nu o să avem încredere toată lumea în toate guvernările. Dar digitalizarea e necesară, pentru că Estonia, iată, de 15 ani face chestia asta și e posibil. Și o întrebare, eu sunt de convingeri mai verzi, mai de stânga, așa, n-am auzit ca dumneavoastră să spuneți ceva despre încălzirea globală, despre faptul că Chișinău bea apă din Nistru pe care îl poluează cu pipica, ca Rezina, Soroca, Râbnița și toate orașele de pe malul Răutului. În mod sigur aveți în programul dumneavoastră electoral măsuri verzi. Totuși, ce părere aveți despre protestul adolescentei suedeze Greta, care nu se duce la școală pentru că oricum nu avem viitor? O grămadă de lume o contestă. Dumneavoastră, ce părere aveți despre problemele de mediu? Eu cred că această fată este curajoasă, mai ales după ce am văzut cât de mult a fost atacată de foarte multă lume, nu de toată lumea, este și sprijinită, dar este atacată de foarte multă lume, dar este sprijinită în special de copii, de tineri din generația ei. Și da, eu cred că lucrurile pe care le spune ea, îngrijorările pe care le exprimă ea sunt reale și adevărate. Mediul este o prioritate pentru noi. A fost o prioritate și atunci când am fost în guvern, drept că am reușit să vorbim mai puțin despre acest lucru, dar am pregătit, urma să lansăm un proiect de împădurire a țării, pentru că dacă vorbim de secetă și asta este prima, nu știu, să nu zic rândunică, dar prima consecință a încălzirii globale pe care noi o simțim este seceta și anul ăsta evident e foarte dramatică, dar din păcate și în alți ani o să ne confruntăm cu secete, sper eu, nu așa de mari. Și primul lucru pe care trebuie să-l facem este să creștem suprafața împădurită de la 11% cel puțin până la 19% pe termen mediu. Lucrurile astea se pot face. Noi identificasem vreo 7 milioane de euro ca să începem prima fază a acestui program. Din păcate, aceste lucruri au fost oprite. De asemenea, în programul nostru la priorități erau cele 5 orașe fără sisteme de, care nu au sistem de epurare. Și discuțiile mele cu comunitatea internațională începuse anume pe aceste 5 orașe prioritare, pentru că sunt orașe relativ mari și nu au sisteme de epurare. Strășeniu, din câte înțeleg, a reușit să găsească finanțare parțială, internațională, externă și a început acest proiect. Iată, Soroca, vedem că nici până astăzi nu este rezolvată această problemă și, apropo, încă în 2010, dacă nu greșesc, când lucram la Banca Mondială, am fost stupefiată să primesc o informație, când lucram la Consiliul Bordului, să primesc o informație prin care Republicii Moldova îi se retrăgea un grant, o donație de 5 milioane de dolari, care fusese alocată anume pentru a rezolva problema stației de epurare din Soroca. Și pentru că autoritățile de la Chișinău din 2016 până în 2010 sau din 2015 până în 2010 nu au putut să folosească acești bani, nu și-au dat acordul pentru acest proiect, țara a pierdut cele 5 milioane. De atunci putea fi rezolvată problema. Deci asta este un exemplu, iarăși, că nu întotdeauna lipsa finanțării este problema, ci guvernarea proastă și responsabilitatea conducătorilor.
Deci, da, mediul este o problemă, problema Nistrului, am discutat-o și la întâlnirea cu Zelenski, pentru că știți intenția Ucrainei de a construi hidrocentrale pe Nistru, asta ar fi catastrofic pentru noi și bănuiesc că acum, când trecem prin această secetă, toată lumea înțelege. Prelucrarea deșeurilor, dacă ați văzut, colegii de la PAS din Consiliul Municipal Chișinău au venit chiar săptămâna trecută cu o inițiativă de proiect de prelucrare a deșeurilor. Problema deșeurilor la nivel de țară trebuie rezolvată așa cum scrie strategia care a fost elaborată, să se construiască 8 poligoane pe întreg teritoriul țării și la aceste 8 poligoane să fie transportate toate deșeurile cu platforme temporare de acumulare și după aia transportare în aceste poligoane. Și apropo, pe perioada cât eram noi în guvern, am aprobat 100 de milioane de euro de la BI, anume pentru prima fază de implementare a acestui program. Și l-am aprobat noi, chiar dacă trebuia să-l aprobe Consiliul Municipal sau la nivelul primăriei Chișinău, pentru că iarăși în 4 ani de zile nu s-a găsit niciun curajos să aprobe acest acord și banii ar fi fost pierduți. Deci noi ne-am asumat răspunderea, am aprobat acest acord de finanțare, acum jumătate de an în sfârșit a fost ratificat de Parlament și important este cum se va implementa. Mediul este o prioritate pentru noi. Noi înțelegem cât de important este să avem soluri necontaminate, ape necontaminate, aer curat și așa mai departe. Avem 4 doritori să adreseze întrebări și noi am decis să prelungim cu 15 minute. Vă rugăm să ne încadrăm. Acum urmează domnul Andrei Dadu. Da, mersi foarte mult. Salut la toți din sudul nordului, din Danimarca. Bună seara, doamna Maia, Sandu, bună seara, colegi. Întrebarea mea ține de domeniul sănătății, în specific sănătatea publică. Deci, doamna Maia, care sunt, și cunoaștem foarte bine că catalitic reformei este în principiu foarte bine definit de către cele inițiative care reprezintă căpetenii țărilor, întreprinderilor, așa mai departe, în cazul dat vorbim dumneavoastră când veți deveni președinte. Care inițiative sau care sunt proiecte catalitice pe care dumneavoastră țineți să le inițiați după ce veți deveni, când veți deveni președinte, considerând cea rețea internațională pe care ați acumulat-o pe parcursul ultimilor ani, ce este foarte eficientă, pentru că cunoaștem că cu suportul extern, printr-o inițiativă catalitică prezidențială, reforma va avea un succes și un pas, voi așa numit, o cale mult mai rapidă și mai eficientă. Mersi foarte mult! Vă mulțumesc și eu! Tare mari problemele în sistemul medical. Erau și până acum. Acum ele s-au agravat. Am fost săptămâna aceasta în mai multe localități. Am ajuns într-o localitate mică din raionul Soroca și acolo, mergând de la poartă la poartă, m-am pomenit pe o stradă în care câțiva oameni m-au rugat să intru în casă să văd ce li se întâmplă lor. Oameni bolnavi, oameni în vârstă, o familie care îngrijea de 3 oameni în vârstă, dintre care 2 la pat și 1 cu diabet saharat în stare avansată. La următoarea casă, o femeie în vârstă de 85 de ani, care abia vede, deci practic nevăzătoare, îngrijește de fiica ei la pat de 53 de ani. Și toată lumea spune că, în special de când cu COVID-ul, practic nu au acces la niciun fel de servicii medicale. Și asta este doar într-o singură mahala, într-un singur sat. Imaginați-vă ce se întâmplă peste tot în țară. Deci situația este tare dramatică și primul lucru este să punem capăt acestei crize. Evident, în măsura în care se poate face acest lucru și se poate administra situația un pic mai bine, dar așteptăm să vină vaccinul și tratamente mai eficiente ca să scăpăm definitiv.
Dar problema resurselor umane, care era destul de serioasă și până la criză, acum devine de-a dreptul dramatică și de aici trebuie să începem. Deci trebuie să refacem modul în care finanțăm doctorii buni, personalul medical în general. Trebuie să le creăm condiții. Aici e vorba și despre investiții serioase. Noi, împreună cu doamna Nimerenko, în toamnă convenisem să începem construcția în acest an a două spitale mari regionale, unul la nord, la Bălți, și altul la sud, la Cahul, pentru ca să putem oferi servicii serioase, deci servicii medicale de o anumită complexitate, nu doar la Chișinău, dar și în două alte spitale. Ideea era să semnăm acordurile de finanțare deja în ianuarie-februarie și acolo lucrurile s-au oprit. Noi, de asemenea, identificasem bani inclusiv de la Guvernul României pentru a procura echipamente medicale mai scumpe, dar foarte importante și necesare, iarăși pentru spitale din afara Chișinăului. Toate aceste lucruri s-au oprit, dar în momentul în care o să putem să ne tragem sufletul după această criză, pe aceste două subiecte trebuie să lucrăm. Pe partea resurselor umane, pentru că riscăm să rămânem fără medici, fără asistente medicale, și pe partea de investiții, ca să creăm condiții elementare și să asigurăm echitate. Încă o idee pe care o avem noi și pe care am început să o discut deja cu Uniunea Europeană, cu reprezentanții Uniunii Europene, și care o să se regăsească în programul meu, chiar dacă medicina nu este prerogativa directă a președintelui, este să creăm un fond, cum ziceam mai devreme, de susținere a oamenilor în vârstă și a oamenilor cu dizabilități, pentru ca din acest fond să poată fi prestate servicii pentru acești oameni, inclusiv servicii medicale, nu foarte complexe, deci lucruri mai simple, care nu necesită o pregătire foarte serioasă, dar servicii de îngrijire de durată, servicii de îngrijire de durată pentru acești oameni care sunt abandonați și sunt tot mai mulți. Astăzi, conform statisticilor oficiale, sunt vreo 50.000 de oameni în vârstă care au nevoie de aceste ajutoare, care sunt singuri și care sunt neputincioși din cauza stării de sănătate. Îl invităm pe domnul Vitali Lozovan. Vă rugăm să vă conectați. Alo? Da, vă auzim. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Îmi spun Vitali Lozovan, sunt din Villefranche-sur-Saône, un oraș lângă Lyon, în Franța. Am avut mare plăcere acum 2 ani să zburăm într același avion cu doamna Sandu de la Chișinău spre Varșovia. Din discuție mi-am dat seama că doamna Mai Sandu este o doamnă cu caracter, cu o mândrie deosebită, ceea ce ne mândrim, bravo. Întrebarea mea, adică tot ce e legat cu mândrie și așa, acum la 1 noiembrie vedem că, în cazul că se repetă scenariul din 2016 și doamna Sandu iese în turul 2 controversatul său, domnul Dodon, am vrut să aflu dacă este gata doamna Sandu să apeleze la foștii colegi și acela domnul și la foștii colegi și la domnul Năstase și de la domnul Filat și ceilalți care au fost cândva colegi, să lăsăm mândria într-o parte, fiindcă știind că controversatul său, domnul Dodon, o să facă tot, o să facă și pe Dracon 4 și dacă o să trebuiască o să adereze și la domnul Voronin și la USAT-ul pentru susținere și să se câștige aceste alegeri. Adică, este doamna Sandu, este gata să dăm împreună, să dăm turistul jos. Asta e întrebarea mea. Vă mulțumesc mult. La revedere. Vă mulțumesc și eu. Bineînțeles că eu contez pe sprijinul domnului Năstase, contez pe sprijinul oamenilor, votanților de pe centru dreapta, așa cum domnul Năstase poate să conteze pe sprijinul meu și al alegătorilor sau susținătorilor mei în situația în care ajunge în turul 2. Deci
Evident că noi vedem asta ca o luptă sau ca un efort comun care merge dincolo de un partid politic. Dar, în același timp, vrem să fim sprijiniți de oamenii onești, de oamenii cinstiți, pentru că asta este o luptă între oameni onești și între corupți, și ca să fim credibili și ca să câștigăm, e nevoie ca toți oamenii buni și oamenii onești să se unească. Pentru că ei sunt mulți, dar trebuie să treacă peste dezamăgiri, să treacă peste, deziluzii și să se unească. Și da, eu o să discut cu fiecare în parte, cu cei cu care am făcut echipă în blocul acum, în special, și o să sper eu să putem să asigurăm această unitate și să putem să mobilizăm toată lumea la vot, cât mai multă lume la vot. Avem ultimul doritor pentru întrebări, domnul Andrei Movilianu. Și doamna Maia Sandu, să vă rugăm dumneavoastră să încheieți acest dialog. Acesta este ultima întrebare. Vă mulțumim. Domnul Andrei Movilianu. Bună seara. O întrebare foarte actuală pentru Republica Moldova. Cea mai mare problemă a Republicii Moldova la ziua de azi este corupția care o avem în sistemul de stat. La cea mai mică funcție publică și terminând cu președintele statului. Da? Pentru doamna Maia o întrebare. Din poziția de președinte a Republicii Moldova, să spunem că dumneavoastră ați câștigat alegerilor. Dumneavoastră o să aveți suficiente instrumente pârghii ca să faceți ceva real împotriva corupției? Și dacă să ocutiți că da, atunci care vor fi primii pași care o să faceți în direcția asta? Iată, nu știu dacă ați observat, dacă ați urmărit discuțiile și protestele noastre sau flash mob-urile pe care le-am organizat. De exemplu, de curând, Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât să-l promoveze la funcția de președinte al Curții de Apel pe un personaj foarte corupt, pe Vlad Klima. Acest personaj, de-a lungul timpului, a demonstrat că comite abuzuri. Deci a dat decizii care sunt împotriva legii. A făcut parte din completul de judecători care a menținut decizia lui Berdilo de a anula rezultatele alegerilor în Chișinău. Și iată, după toate aceste cuprobele pe față, câțiva oameni din Consiliul Superior al Magistraturii merge cu această propunere la Dodon, ca Dodon să îl numească pe acesta în funcție de președinte al Curții de Apel. Este o funcție foarte importantă în sistemul judecătoresc. Și asta este un exemplu de prerogative ale președintelui. Președintele numește în funcție judecătorii. Imaginați-vă, dacă în acești 4 ani Igor Dodon numea în funcție de judecători doar oameni onești. Dacă asta se întâmpla, noi astăzi am fi avut un sistem judecătoresc curățat. Nu trebuia să mai discutăm despre evaluare externă și nu știu ce. Am fi avut, bine, în măsura în care poate mai sunt din cei care au fost înainte de acești 4 ani, dar în mare parte ar fi fost un sistem curat. Igor Dodon, bineînțeles, a numit în funcție întâi pe oamenii pe care Plahotniuc îi promova, după care a promovat tot oamenii lui Plahotniuc, dar deja el folosindu-i, tot oameni compromiși și vulnerabili, care depind de tot felul de politicieni corupți. Sunt instrumente concrete pe care le poate folosi președintele în mod direct. În mod indirect, președintele poate contribui la căuta soluții pentru dizolvarea Parlamentului, așa încât să nu avem în Parlament corupți, că de acolo se începe problema. Președintele poate să insiste să fie numit în funcție, deci să semneze doar pentru un prim-ministru care este integru. Și da, eu voi fi o persoană care nu voi numi în funcție de prim-ministru o persoană cu probleme de integritate. Pentru că eu cred că asta e încălcarea nu doar a bunului simț, dar legislație în general, a Constituției, dacă vreți. Iată, prin aceste instrumente, sunt doar câteva exemple de instrumente prin care lucrurile se pot schimba. Acum, relația dintre procuratură și președinte. Da, procurorul a fost numit. Acum, eu sper că procuratura, în situația în care
nu va mai fi presată de președinție să ia decizia napoda sau să fie împiedicată să deschidă dosar acolo unde trebuie să se deschidă dosarele. Eu sper că și procuratorul o să înceapă să funcționeze. Eu nu zic că va fi simplu, dar eu zic că o să acționez în cadrul legii și o să folosesc toate mijloacele, inclusiv sprijinul cetățenilor, pentru ca să ajungem această reformă a justiției să fie pornită pe bune și să o finalizăm într-un timp restrâns. Mai avem întrebări? Aceasta a fost ultima. Acum încheiem. Ok. Eu vă mulțumesc, da, eu vă mulțumesc tare mult. Da, vă rugăm. Îmi spun eu am găzut, sunt din Agnofa. Deci am anunțat anterior, a fost ultima întrebare și doamna Maia Sandu, vă rugăm să ne spuneți mesajul de încheiere. Haideți să mai luăm această întrebare, nu vă spărați. Mai luăm ultima întrebare. Haideți să lăsăm pe domn să pună întrebarea totuși. Doamna Maia Sandu, să știe foarte bine că ca să crească o economie în țară, este nevoie de la micro până la macroeconomie și înapoi. Cum vedeți dumneavoastră ca să circule masă monetară prin sate, ai vedere prin credite, maxim acolo 1%, 2%, ca orice om lăsat să poate să-și desfacă o micro business, a vedere o afacere mică, ca să poată achita creditul luat îndelung, de pildă în 10-20 de ani, dar la 1%. Să admitem că organizațiile care macro ar putea să achite creditele și la 10%, dar lăsați asta imposibil. Deci, cum putem noi să pornim să margă masă monetară ca valurile pe mare sau pe ocean? Aveți dreptate, asta este o mare problemă, în special pentru agricultură, dar nu doar, pentru business-ul mic, pentru începători. Așa cum ziceam, în aceste luni am discutat cu foarte multă lume, inclusiv cu oameni care au revenit acasă din diasporă și care și-au investit banii câștigați cu greu timp de mulți ani, de decenii. Și evident că nu e suficient să investești din banii pe care i-ai câștigat, e nevoie să te împrumuți ca să completezi. Îmi spuneau acești tineri cum au mers la bancă și au fost refuzați și la bancă dobânzile tot nu sunt foarte bune, în sens că tot sunt înalte. Și ei fiind refuzați la bancă trebuie să meargă la asociațiile de economii și împrumut, unde dobânzile sunt foarte usturătoare. Și mai ales acum în criza economică, dacă oamenii au rămas fără venituri și nu pot rambursa, acolo se acumulează tare multe procente și respectiv îi ruinează pe acești tineri. Deci am discutat această problemă. E păcat că sistemul nostru bancar încă nu e suficient de competitiv și nu finanțează la condiții la care se finanțează în special întreprinderile mici și mijlocii în alte țări. Și aici trebuie să ajutăm. Deci dacă statul se împrumută, de exemplu, de la Uniunea Europeană cu 0,2%, nu văd de ce pe urmă acești bani trebuie să ajungă la mult mai mult. Chiar și în aceste luni, Uniunea Europeană a anunțat o sumă importantă pentru creditarea întreprinderilor mici și mijlocii în țările parteneriatului estic. Noi suntem pentru instrumente directe de finanțare de la Uniunea Europeană și din altă parte. Aceste instrumente directe sunt cu dobânzi mult mai mici și trebuie canalizate direct la aceste întreprinderi. Și asta discutăm și o să discutăm în continuare cu finanțatorii externi. Dar între timp, evident, ne dorim ca și sistemul bancar să vrea să ofere credite la dobânzi mai mici. Știu că ei o să zică
că există riscuri mari, că nu întotdeauna afacerile reușesc și după aia nu pot să mai întoarcă acești bani și respectiv trebuie să-și acopere aceste riscuri. Da, trebuie să lucrăm și pe partea de consultanță a business-urilor ca să poată să se descurce mai ușor și să diminuăm riscurile de faliment, dar accesul la finanțare ieftină e o problemă foarte și foarte relevantă pentru noi și sper că și dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră vă gândiți să reveniți acasă în situația în care vom reuși să rezolvăm această problemă. Acum, cred că o să încheiem aici această discuție. Noi vă mulțumim tare mult că v-ați conectat, că ați stat cu noi atâta timp, nu știu cât timp, că nu am un ceas în față, dar înțeleg că a durat ceva. Vă mulțumim frumos pentru toate întrebările și pe cele mai, iuți și pentru cele în care am simțit mai multă susținere. E tare important ca toate întrebările să fie puse și să auzim răspunsul din prima sursă. Pentru că așa cum am discutat de mai multe ori astăzi aici, există tare multă manipulare, există tare multă minciună, există tare multă dezinformare. Pentru că hoții vor ca toată lumea să creadă că nu există politicieni cinstiți, că toți sunt corupți. Ei așa se simt bine. Când există percepția asta, că toți sunt la fel și nu avem din cine să alegem și nici nu mergem mai bine să votăm. Iată, asta ei își doresc. Noi suntem oameni onești, noi, dacă vreți, facem un sacrificiu încercând să construim un partid politic în condiții foarte vitrege, ne sprijinim pe donațiile care vin inclusiv de la dumneavoastră, pentru că avem nevoie să ajungem în localitățile din țară, avem nevoie să transmitem anumite materiale. Avem mai puțin acces la televiziuni și de aceea prin online este bine pentru noi ca să avem ocazia să vă vorbim, să vă auzim și să vă dăm aceste răspunsuri. Deja cât de convingătoare au fost, decideți dumneavoastră. Important este că țineți la țara aceasta, important este că sunteți conectați și încercați să vă informați, să discutați și în această discuție astăzi am simțit multă durere în sufletul dumneavoastră pentru țară și pentru nenorocirile prin care țara noastră trece sau din cauza nenorocirilor prin care țara noastră trece în acești 29 de ani. Le mulțumim frumos și tuturor celor care ne-au zis de bine, ne-au încurajat să mergem mai departe. Noi credem că împreună toți oamenii buni, toți oamenii cinstiți pot salva lucrurile și pot face așa încât oamenii să trăiască bine aici și într-o zi dumneavoastră să vreți să reveniți acasă alături de noi. Mulțumim tare mult! O seară bună celor care sunt în țări în care este seară deja! Numai bine!